vă plac genul acesta de clipuri, astăzi v-am pus mai multe videoclipuri într-unul singur, în care o trolam pe prietena mea, Ana Banana, cu diverse hack-uri. Scrieți în comentarii care a fost momentul vostru preferat în care am trolat-o pe Ana, dați un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum în intro și eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută! Ok, Ana, deci ești pregătită pentru challenge-ul de astăzi? Da, ok, deci challenge-ul de astăzi o să fie orice bază vrei tu. Poți construi ce bază vrei tu, nu contează tematica, nu contează orice. O să te bat iarăși bine, Ana. Vreau să văd dacă mă bați și de data aceasta. Nu uita că dacă mă bați, trebuie să zică lumea în comentarii că m-ai bătut. Avem 20 de minute. Vrei să începem acum? O să te bat oricum, auzi ce zice. Ok, Ana, bun. Da. Haideți să începem. Ai 20 de minute începând de acum, Ana, și o să mă dau pe mut pentru că nu vreau să te deranjez, să scrii pe chat, să dați, o să mă dau țin pe mut că vreau să vorbesc mai mult cu clipul și o să revin mai încolo la tine. Mai bine, am înțeles, ok. Bun, fraților, deci după cum vedeți, ne-am instalat noi ceva șmecherie aici și cred că putem face niște chestii destul de șmechere. Deci fiți atenți, fraților, practic acum eu o să iau niște stone brick, bun, și acum o să facem ceva de genul acesta. Ia vedeți șmecheria asta, vă place? Vă place cum construiesc eu? Și mergem așa în sus cu el, nu contează, îl facem cât mai mare ca să pară șmecher. Și aici ne selectăm ce vrem noi să facem. Uite, vrem să facem un perete, ba, venim cu el, uite așa, și n-ai nicio treabă în viață. Deci, da, s-ar putea să fie interesant dacă mă bate Ana și când joc cu hack eu nu mai zic absolut nimic, ești de bun. Dacă ziceți că a câștigat Ana și de data asta, deci fiți atenți de nu fac, am zis că fac mare castel, fiți atenți de nu fac un mare, mare castel aici. Deci facem așa, frumos. Deci uitați-vă și voi, a trecut un minut și uitați-vă ce am construit. Dacă îmi ziceți voi că a construit Ana mai mult decât mine într-un minut, eu nu mă mai joc. Aolo, dar nu mai știu cât am făcut acum. Mă rog, nu mai contează, aici îl facem mai lat. O chestie din lume, deci uitați-vă cât de ușor este. Este mult prea ușor și venim aici cu un perete, bam. Și ne facem mare grădină de castel, mă rog, grădină. Ne facem de asta de castel aici. Bun, 30, cred că venim perfect. Și dacă facem aici, mamă, sper să nu fac ceva greșit la simetrie, e problema la mine. Ia să vedem aici că cu hack-ul, da. Ia să vedem. Cred că sunt simetrice, nu? Sper că le-am făcut bine. Dacă nu le-am făcut bine, ai mă că e bine, e mult prea mișto. Ia vedeți, dacă Ana a făcut mai mult de atât, deci eu nu mai zic absolut nimic. Mare, mare castel ce am făcut aici. Și fiți atenți aici. Aici o să facem o poartă super mare. Și fiți atenți cum facem poarta asta. Deci o să mergem 1, 2, 3, 4, 5 de aici. Și o să facem ceva de genul ăsta, fiți atenți. Și aici 1, 2, 3, 4, 5 aici. Bam, și mergem până jos. Bam, asta e marea poartă. Ia uite-o, frate, bă, cât de șmecher e. Deci n-aveți ce zice, fraților. Dacă ați mai văzut Bill Battle, în 2 minute am făcut toată chestia asta. Dacă voi ați mai văzut undeva să faci așa ceva pe Bill Battle, eu nu mai zic nimic. Și avem mai multe moduri, gen putem să facem forme, putem să dăm și single bloc, dar cu viteză mai mare. Adică uitați-vă cum putem să punem blocuri, de exemplu. Bam, 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 bam. Deci e destul de mișto, n-o să mint. E destul de mișto. Ar trebui să venim cu asta puțin mai așa, zic eu. Deci să venim ceva de genul acesta. Bam, bam, bam. Așa frumos. Și aici tot ceva de genul. Bam, bam. Și așa. Da, mă, da. E prea șmecher, ești nebun. Ia uite, mă. N-ai ce zice și aici face și noi niște turnuri, ceva, nici măcar nu știu ce vreau să fac aici, doar că o să facem așa un loc din ăsta pentru, nu știu, arcași, chestii. Uite, o să facem aici o scară, bam, 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 oulu, stai, nu așa. Mamă, stai că modul ăsta mai mult mă incomodează, ești nebun? Deci vii așa aici frumos și după aia ai ladder până sus. Mamă, ce castel fac aici, deci n-ați mai văzut așa ceva. Mă rog, nu contează asta, hai pune repede, repede, repede. Bam, și vii aici și să ai și tu o chestie de genul ăsta aici construită. Nici măcar nu știu ce fac, fraților, dar nu mai contează pentru că o să arate foarte, foarte șmecher pentru că trișăm puțin, cum s-ar spune. Să vină ceva de genul ăsta, mamă, ce șmecher arată. Deci nu pot să cred. Și gândiți-vă că eu fac toată chestia asta în 20 de minute. Adică, pe bune, dacă și acum ziceți că câștigă Ana, eu n-am ce să mai fac și cu hack și să mă bată, nu mai zic nimic. Deci uitați-vă, stai așa că mi-activez asta, uite, bam, bam, ia uite, bam, deci e atât de rapid încât mai mult mă incomodează, ești nebun, și vii aici și tragi cu arcul, bam, frumos, trebuie să facem asta peste tot, astea, sau măcar la astea din față, așa, știi, să arate mai bine, iar aici s-ar putea să vreau să-mi fac, nu știu, o chestie, poate capul meu din Minecraft, numai că mult mai mare, habar n-am, uite, mă gândeam să facem ceva de genul, ia să vedem unde ar veni mijlocul, dacă ar fi, nu e nicio problemă, reparăm, dacă aș ști cum să repar. Bă, mi-a dat crash Minecraft-ul, bro. Ok, mi-a dat crash Minecraft-ul.
Ok, fraților, am revenit. Ana a intrat pe server și acum o să dăm din nou drumul la timer. Ana a început timerul, mai aveam 14 minute când a dat crash-ul. Aia e, continui de aici și revenim și la tine, o să vorbim pe la final. Bun, m-am pus din nou pe mut. Bă, fraților, până a intrat Ana, dacă am zis că tot trișez, am trișat până la capăt, ești nebun. Deci uitați-vă ce am făcut aici. Mi-am notat unde ar veni la mijloc ăsta ca să-mi trebuiască să mai stau eu să-l fac tu, oameni. Deci, bă, trișez prea bine, mă, n-aveți ce zice. Uitați-vă la mine cum... Ia uite, mă. Deci avem deja un de la sub, ar veni până la 7, uite așa. Deci ăsta cred că e capul. În teorie, mamă, prea șmecher îl fac. N-aveți ce zice, bă, dacă ați mai văzut așa youtuber să trișeze ca mine. Cât avem? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, gata, gata, gata. Perfect, deci ăsta este capul meu Minecraft. Aulă, stai așa că n-am selectat bine. Ne trebuie flor aici. Asta e capul meu Minecraft, dar o să ne ocupăm de el puțin mai încolo. Deci avem așa, bam, deschizătura la castelul nostru. După aia, haideți să ne punem puțin pe modul normal. Oricum, deja am făcut tot castelul pe modul ăsta, știi ce zic? Adică nici nu mai contează atât de mult. Deci uitați-vă cum arată chestia asta. Bă, e prea tare, mă, e prea tare, e prea mișto. Deci îmi place maxim. Bun, hai să ne uităm repede să ne facem și skin-ul. Deci concrete... Bam, frumos, ne trebuie culoarea asta, asta și asta. Ok, aici jos vine cu... Cât mai avem? 12 minute. Mai avem? Domnișoară, bă, săracana nici măcar n-are idee. Și apropo, dacă o să zică cineva că, bă, noi de fapt suntem dușmani sau așa, noi doar nu ne înțelegem pe seria aia pe care știți voi de care zic, dar aici în mod normal noi suntem prieteni, adică doar pe seria aia suntem dușmani, să zic așa. Dar noi ne jucăm și Bill Battle, ne jucăm mai multe chestii. Ia uite, bam, frumos așa. Doamne, mi se pare prea funny. Noi mai avem 11 minute și deja suntem gata, adică am făcut deja super, super multe chestii pe care nu le făceai nici într-o oră, poate într-o oră sau ceva de genul. Chiar mă enervează de mor și s-au spawnat prea mulți și acum nu o să mai moară, dar aia e, o să rămân aici. O să ne facem baza înăuntru, probabil. Ne facem tot ca data trecută. Mamă, stai așa că e asta așa. Bă, n-am gândit-o pe asta, fraților. Stai că nu trebuie să fie asta pe jos aici. Bă, leu. Oficial mai avem 10 minute și noi deja avem un castel întreg. Am skin-ul meu construit acolo în mijloc. N-ai ce să mai spui. Deci e mult, mult prea tare ce se întâmplă aici. Da, baza noastră principală o să fie aici. Dar gen pe lângă o să mai facem și alte chestii. Gen, uite, water bucket. Dacă luăm water bucket, oare putem să folosim asta de flori și să facem... Oh, nu merge. Ok, ok. Stai așa un pic că nu prea-mi place ce se întâmplă aici. Bun, atunci facem altfel, bro. Spargem așa, uite. Spargem, nu, fiți atenți că avem altă formă, circle. Uite, spargem, mamă, gata, fiți atenți aici. Deci fiți atenți la mine aici. Spargem așa un cerc. Bam, frumos. Și după aia încă unul. Bam, uite așa. Și după aia încă ceva de genul ăsta și aici. Și așa să vină. Și aici să fie peste tot apă. Deci trebuie să facem și curtea palatului, gen să fie șmecheră, știți ce zic? Oricum avem timp. Nu-i problemă și cu unealta asta eu zic că ne descurcăm destul de bine. Bun, nu o să mai facem intrarea pe aici atunci. Mamă, stai așa că mă confuzează aceste moduri. Ok, o să facem pe aici intrarea. Bă, dar de ce mă chinui eu, mă, cu astea? Că eu acum, Doamne, eu mă chinui să fac astea și eu pot să fac asta. Come on. Facem așa aici, frumos. Mă rog, aici punem și noi asta. Uite, așa, așa. Ok. Bă, îl fac cum pot și eu cu hack-ul, ok? Nu mă judecați. Încerc, încerc. Ok, ăsta așa. Bun, ar trebui să facem și turnurile astea dacă vrem să arate șmecher, știi ce zic? Clar, trebuie să facem și turnurile astea super, super repede. Vreau să mă și grăbesc ca să iasă ceva, bă, să zică, bă, n-ai cum să faci chestia asta în așa puțin timp. Știți? Adică chiar vreau o reacție din aia de genul ăsta. Facem și asta. Sunt curios ce face Ana, săraca. Adică ea chiar crede că ne jucăm normal. Ea și construiește o bază. Bă, aici am făcut o pasta la mișto, că nici măcar n-ai cum de la apă, dar nu contează. Trebuie să punem niște bone meal și niște sapling-uri pe aici, ca să arate bine, gen, toată situația. Uite aici, bam, frumos, un copac mișto. Ok, ok. Ok, hai să vedem aici ce punem. Punem cu flori din ăsta. Ok, săpăm aici toată porțiunea asta și aici toată asta. Bă, e prea lejer, mă, cu ăsta. Uitați-vă și voi. Doamne, cum e totul, bă. Deci e prea șmecher. Oh my god. Și acum putem să ne ocupăm foarte, foarte rapid de interior. Deci o să ne facem un armor stand cu
din astea, uite așa. Mă rog, interiorul e mai mult așa la mișto, doar așa ca să fie ceva aici. Deci după cum v-am spus, ăsta e mai mult așa la mișto, adică facem doar așa ca să aibă un interior și să zicem că e bază, dar noi mai mult am vrut să facem palatul ăsta, dita mai palatul. Oricum, interiorul ăsta îl copiem de la altă bază. Știți voi că am mai făcut pe stilul ăsta, gen. Ok, ceva de genul să spunem. Bam, așa. Ok, frumos. Mă rog, aici am lilie și nici nu mai contează, ești nebun. Chiar nu mai contează. Dors. Punem și două de ăștia. Frumos. Și fiți atenți, vreau să facem aici în jurul. În jurul la ăsta vreau să facem un de la de lavă, bro. Mamă, prea mișto ar fi. Fiți atenți. Lavă. Mergem așa mult cu ăsta până pe aici. Maybe. Ceva de genul. Și după aia să fie și ăsta spart bam până aici, ceva de genul, și după aia pe ăsta bam. Și acum trebuie să umplem de lavă, dar aici cred că o să ne folosim de comanda fill, sincer. Stai așa, să punem aici un bloc, dăm cu fill. Oh, mai avem 4 minute oficial, bro. Mai avem 4 minute. Lava. Uită-te și tu. Și de restul s-ar putea să punem mai așa, mai la mișto. Că pe mine mă interesa aia din față. Ah, dar nu, hai să facem și de aici. Până, oh my god, nu, să spart asta aici. Uulu. Ok. Nu știu, fraților, ce am făcut aici, numai eu știu ce am pus. Mai avem 4 minute la dispoziție și vreau să fac ceva super șmecher și nu mai am timp. Deci, oficial, avem cea mai șmecheră bază, dacă ați mai văzut ceva în 20 de minute făcut așa. Dita mai castelul. Avem ăsta aici, avem arcași, avem de toate, n-ai ce să mai spui. Chiar n-ai ce zice, efectiv. Nu știu, mai putem să mai facem, să ne mai jucăm cu astea. Uite, avem sferă. Putem să luăm sferă. Să punem să nu fie umplută cu chestii. Mamă, fiți atenți, am o idee. Deci dacă luăm sferă, putem face și aici ceva de genul. Ia să vedem. Bro, nu știu exact ce am făcut aici, dar am făcut o chestie care ar trebui să fie ceva, dar nu știu exact ce este. Ia să vedem, dacă intru aici o să fie... Da, nu știu exact ce chestia asta, bro. Dar arată interesant, nu știu ce. O să fie ferma, da. Da, este ferma unde clar produce foarte, foarte mult, multe chestii, gen. Că punem aici water și punem așa și gen facem așa, uite ce frumos. Și după aia dăștea, gata. Deci e perfect, n-aveți ce-mi spune. Avem și fermă la asta, deci e prea bine, ești nebun. Uite, putem face ceva de genul ăsta. Uite așa, și aici să mai punem water. Ca să fie simetric, gen să arate bine. Gata, fraților, deci avem și fermă, avem de toate, mai un minut. Ana, oficial mai e un minut. Ce părere ai de asta? Te descurci sau nu? Zi repede. Nu? Cum bă nu? Păi gata, nu mai e timp. Cât timp crezi că mai ai? Bă, păi am zis că să-l faci până atunci, bă, Ana, tu-ți bați joc de mine. Nu știu ce naiba fac aici, dar ceva tot fac aici. Cred că n-am făcut bine. Nu știu, mă rog, nu mai contează. Hai, Ana, nu pot să cred că nu termin. Auzi ce-mi zice, stai. Hai, bă, Ana, că am făcut aici, dar n-ai mai văzut în viața ta. Deci fii atent, Ana, tu care crezi că-s șanse să mă bați pe mine așa după tine, gen? Sincer vorbind. Sincer vorbind. Toate? Bine, mă, Ana, tu ești cam încrezătoare. Hai să vedem dacă chiar mă bați sau nu. Hai, ești gata? Vin la tine sau nu? Bă, Ana, cât timp îți mai dau, bă, că eu sunt gata de 10 minute, dar am vrut să fiu de treabă să-ți las timp. Dar văd că tu chiar îți bați joc. Hai, bun, deci în secunda de față nu mai pui absolut niciun bloc, n-am mai pus nici eu. Și vreau să vin să văd ce ai făcut tu, pentru că, bă, eu cred că m-am descurcat mai bine decât de obicei. Ceva îmi spune că am făcut puțin mai bine decât de obicei, dar nu știu de ce, nu știu exact de ce. Dar hai să vedem ce ai făcut tu, Ana. Ia să... Mamă, vezi că a făcut... Bă, tu te-ai uitat pe tutorial, recunoaște. Recunoaște că ai văzut... E imposibil să zici tu că ai făcut-o din imaginația ta. Poate. Bă, de ce a trișat, bă? S-a uitat la tutorial. Bă, Ana, tu trișezi, tu știi că n-ai voie cu tutoriale la seria asta? Cum adică? Te-ai uitat pe tutorial? Ia să vedem. Mă arată bine, n-am ce spune, chiar dacă ai făcut-o pe tutorial. Mamă, fii atent cum a făcut, ești nebun. Nu a zis nimeni nimic. Oh, deci vrei să spui că dacă nu zice nimeni nimic, avem voie să facem ce vrem noi? Asta vrei să spui? Ia zi. Chiar asta vrei să insinuezi tu? Nu? Păi atunci ce vrei să spui cu asta? Nu trișăm. Păi tu ai trișat acum. Tot trișat este. Ba da,
Cum adică nu e trișat? E un mare trișat. Te-ai inspirat. Băi, șmecheră baza ta, Ana. O să-ți dau un 9 solid. Hai un 8, poate. Chiar, nu chiar 9, că te-ai uitat pe net. Dacă era de tine, era 9.50, dar pentru că te-ai uitat pe net, îți dau un 8. Deci eu zic că este de un 8, ai făcut o casă destul de frumoasă, ai o bază interesantă, să zic așa, chiar dacă nu e chiar bază, e o casă, mă rog. Bun, Ana, ești pregătită să vezi ce am făcut eu oare? Bun, deci stai aici, că vreau să dau eu TP. Deci te rog frumos, nu trage cu ochiul. Oricum câștig? Bine, hai să vedem dacă câștigi, dacă chiar câștigi. Hai, bine, ești pregătită să dau TP? Hai, îți dau TP, da? Ok, 3, 2, 1... Ia zi, Ana, cine a câștigat? Ce notă îmi dai pe chestia asta? Pentru că chiar m-am chinuit, ești nebun. Dacă tu îmi spui mie că ai făcut mai bine decât mine, eu nu mai zic nimic. Uită-te și tu, ce mai dorești de la chestia asta? Cum ai avut atâta timp să faci asta? M-am antrenat, Ana, pentru că eu m-am antrenat cât timp noi nu ne-am mai jucat. Și, na, să pui atâtea blocuri, păi ce, sunt multe? E un design de până, n-ai făcut și un castel? Într-un mail battle ai făcut și un castel. Uite, am făcut și un castel ăsta, ce are? Dar fii atentă ce avem aici, adică ai de toate, frate. Uite, poți să vii aici, fii atentă, vină cu a... Cum ai făcut un cerc? Păi știu geometrie, cum? Adică ia, vină cu ace. Deci să nu-ți mai zic că poți să vii aici și să te urci să tragi cu arcul aici sus, adică am făcut inclusiv să poți să vii aici, să protejezi aici regele, iau, te tragi în porci, nu știu ce. Hai că nimeresc, mamă, chiar l-am nimerit, ești nebun? Ai trișat tu cumva? Cum o să trișez, Ana? Nu am trișat. Deci vreau, o să te uiți tu pe clip. O să te uiți tu pe clip și îmi spui dacă am trișat sau nu. Dar eu zic că am făcut destul de corect ce am făcut aici. Dacă o să mă uit, stai liniștit. Da, deci ce notă îmi dai? Lasă vrăjeala. Zici ce notă îmi dai? Vezi că poți să vii pe aici prin spate la piscină să stai pe capul regelui, gen eu sunt regele. Nu te las eu pe tine acum fără să mă uit la clipuri. Am înțeles. Bine, mă, dar zi-o notă acum. Lasă vrăjeala, că acum știi tu, 7. Ăsta e de nota 7 și te-ai mirat că l-am făcut așa mișto și acum am spus că e nota 7. Că ai trișat tu cumva, nu e adevărat, este totul complet foarte corect ce am făcut. Aici și plouă în casă, nu plouă, bă, în casă, ce să plouă, că uite, mai face așa odată, bam, frumos. De fapt, stai așa că am eu o schemă. Uite, face așa. Stai, uite, face așa, bam, și bam, gat. Ce e asta? Păi e din Minecraft, tu n-ai asta? Oh my god, hai că te-am văzut după clip. Te învăț după clip ca să faci asta. Nu știi că tu poți să faci chestiile astea? Uite, gen, poți să faci, de exemplu, vrei să faci o platformă și o faci așa, de exemplu. Știi ce zic? Nu știi? Și după, dacă vrei, poți să ștergi, uite, vezi? Cum nu știi chestia asta, Ana? E normal să faci, eu nu știam. Ai, bă! Cum, mă? Tu până acum n-ai folosit chestiile astea? Uite, de exemplu. Chestiile astea, uite, le faci așa. Uite, de exemplu, dacă vrei, eu pot să fac chestia asta, na. Da, Ana, deci eu pot să zic că te-am bătut, adică mie chiar mi se pare că m-am descurcat mai bine decât de obicei în acest clip. Nu știu, îmi dai și tu o părere pe videoclip dacă vrei pe acolo prin comentarii. Îți dau un 8.50, mulțumesc, Ana, ești de treabă. Vreau să zic că lumea în comentarii cine a câștigat, pentru că știi că asta e cel mai important. O să ne uităm amândoi la comentarii și vedem ce e ce lumea. Că nu cred că ai trișat. Păi n-am trișat, nu vezi că era din Minecraft, dar nu știai tu. Și cam atâta cred că a fost cu acest videoclip. Eu v-am pupat, doar nu știam să fac și eu aia. Lasă că te învăț eu. Îți arăt după clip. Da, da, da. V-am pupat și eu și Ana și ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa! Fraților, deci mă aflu pe mapa unde urmează să o trolăm foarte, foarte rău pe prietena mea, Ana, astăzi. Practic, ce o să fac eu este că o să o chem pe mapa asta și o să-i zic că, bă, Ana, hai să facem un build battle, un concurs de construit normal, cum am mai făcut de 1000 de ori înainte, și că o să avem câte o tematică și trebuie să construim în 5 minute de fiecare dată. Ceea ce ea nu știe este că am adăugat un hack care îmi permite să desenez eu niște chestii simple, așa, ca un noob care nici măcar nu știu să desenez atât de bine, și să le facă niște construcții super, super șmechere. Deci, practic, noi putem să punem setul ăsta de pictură sau ce e chestia asta desenat, pictat, nici eu nu știu ce e aici. Și pot să mă apuc eu aici să construiesc chestii. Deci să spunem că fac așa, nu știu, o casă din astea de nubi, așa, nu știu, facem așa o casă. Și să spunem că vine ceva de genul ăsta, da? Și facem așa o casă normală, adică nimic așa super wow, nimic incredibil de desenat sau mai știu eu ce. Deci o să vină ceva de genul, nu știu, am încercat să fac eu o chestie random aici, să fac un model, nu știu cum o să iasă. Am pus la bază niște grid din ăsta. Eu zic că o să-i pună cobblestone, dar nu sunt sigur. Și acum haideți să vedem dacă chiar
chiar merge hack-ul sau nu. N-a poftim beleaua, fraților. Deci uitați-vă ce am făcut eu. Doamne ferește. Nici măcar nu mai vorbim despre asta, urățenia asta. Și uitați-vă ce a făcut jocul. Deci uitați-vă cât de smart este. Și uitați-vă ce am reușit să fac. Doar așa, desenând ceva în 15 secunde sau cât mi-a luat. Și o să fac toată chestia asta în 3 secunde. Și Ana o se chinuie să facă tematica reală mult, mult mai greu. Deci eu zic că o să fie destul de amuzant. Pe lângă chestia asta am adăugat să pot să văd prin peretele ăsta. O să vedeți când o să punem, când o să ridicăm peretele de bedrock, o să văd prin el ca și cum e glass, pentru că i-am pus textură de glass și o să se vadă prin perete să văd și ce construiește Ana. Deci o să fie insane, insane de șmecher. Haideți să trecem la troll și să o chemăm și pe Ana pe server. Apropo, am văzut ideea asta la Silent și mi s-a părut super, super mișto și am zis că bă, n-ai cum să nu faci chestia asta și cu Ana. Dar ca idee aveți și clipul lui chiar acum pe ecran și haideți să trecem să o invităm pe Ana acum. Ok, Ana, ești pregătită să vedem ce mai poți tu să construiești, pentru că înainte îmi ziceai mereu că mă bați, că nu știu ce. Ei bine, acum n-am mai făcut de foarte mult timp un concurs de construit și vreau să te văd dacă ai mai învățat ceva. Să vezi ce câștig, că am talent, auzi ce zice Ana. Și construiești bine rău, hai că construiești bine rău dacă e. Deci fii atentă, Ana, o să avem 5 minute, nici mai mult, nici mai puțin de 5 minute la fiecare tematică. O să fie 3 runde și cine face cel mai frumos, și o să zică și lumea din comentarii care a câștigat, o să câștige, practic. Nici nu am nevoie de mai mult, 5 minute, ok, deci avem aici mai multe tematici. Ana, o să te las pe tine să extragi prima tematică dacă vrei. Hai să vedem ce ai primit. Ia spune, care este prima tematică? 5 minute pe ceas ai să faci aia. Ha, 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 de ce râzi, bă? Arată și mie ce ai extras. N-o să-ți vină să crezi? Ia, nu-mi vine să cred. Ce-a picat? Statuie! Wow, știi să faci o statuie, Ana? Ești pregătită? Hai să te văd, da? Ok, haide, deci vrei să-i dăm drumul așa din prima? Hai, Ana, fii atentă, eu să mă mai dau pământ să mai vorbesc cu clipul, să știi. Dar, mă rog, lasă chestia asta, tu trebuie să-ți faci treaba, pleacă. Gata, gata, am plecat, nu mă uit. Deci fii atentă, Ana, o să ai 5 minute. Începem, vrei să începem timerul? Hai, spune când ești pregătită. Haide, deci fii atentă. 3, 2, 1 și start, Ana, gata, ne auzim la final când termin. Hai să te văd. Ok, bun, băi, fraților, deci n-are mă idee, uită-te la ea, bă, și pot să văd și ce construiește. Deci, bă, cât o să-mi ia mie să fac o statuie, real vorbind? Deci m-am gândit că cea mai clasică statuie ar fi să încerc să fac un fel de creeper. Adică creeperul e destul de clasic, sincer, și cred că are și o construcție destul de mișto dacă aș face un creeper. O să încerc să fac aici un creeper. Nu știu dacă o să-mi iasă, că eu sunt praf pe desenat, dar nu contează, pentru că modul ăsta nu necesită să fim bun la desenat, fraților. Trebuie să facem noi aici o chestie și să arate așa cât de cât cu un creeper. Oarecum, nu știu, cred că l-am făcut cam gras pentru un creeper. Uite, și fac și aici un cap. Ce, bă, creeperul ăsta, ești nebun? Stai așa, că creeperii au așa textura ciudată, rău de tot. Ok, până atunci, ia, ce faci, mana? Ia, asta-i statuia ei. Uite-te, știu ce s-a apucat ea să facă. Păi fiți atenți aici ce fac eu. Deci aici îi dăm cu mai multe culori din astea, că e creeper, are mai multe culori din astea pe el. Bă, nu știu ce fac eu, sper să se prindă jocul că ăsta e creeper aici, că e jale dacă nu se prinde. Uite-te și tu. Doamne ferește, ok. Foarte, foarte important să-i facem fața ca să se înțeleagă că e creeper. Bine, zici că numai creeper nu e, dar nu contează, că uite, vine așa, bam, și vine ceva de genul ăsta, uite așa. Bă, ce-i mă ăsta? Bă, dacă jocul își dă seama de chestia asta că e creeper, eu nu mai zic nimic, ești nebun. Uitați-vă și voi ce am făcut aici. Bun, hai să-l mai colorăm așa, să mai facem una, două. Băi, fraților, eu l-am mai retușat un pic, am mai stat puțin pe el că mi-era frică că nu o să se spawneze. Și acum vreau să văd ce o să iasă. Dacă ăsta nu-i creeper, eu zic că își dă seama că e creeper. Haideți să aflăm. Ia vedeți, fraților, așa ceva. Uită-te ce am făcut eu aici. De-abia îți dai seama, zici că e un castravete, ești nebun. Ia, ce face Ana între timp? Bă, abia s-a mișcat Ana, ești nebun, nu pot să cred. Uită-te și tu, mai avem 2 minute, ce faci? Cred că au trecut vreo 3 minute, nu știu cât a trecut, sincer. Uitați-vă la chestia asta, fraților. Sincer, wow, deci chiar l-a făcut destul de șmecher, ești nebun. Și uite că am mai adăugat și alb, eu n-aveam cum să adaug alb, sincer. Dar uitați-vă cât de șmecher a ieșit. Deci n-ai ce spune, dacă face Ana așa ceva atât de repede, bă, eu nu mai zic nimic, ești nebun. Mai dăm timp, Luca, auzi ce zice Ana? Nu, că mă duc să vorbesc cu ea, stați așa un pic. Bă, Ana, ce timp să-ți mai dau, că nu mai e timp. Gata, mai ai un minut la dispoziție, nu știu cât mai ai. Ba da, bă, păi am terminat, Ana, uită-te. Doamne, dacă vezi ce am făcut aici, eu cred că te bat, Ana, sincer. Deci eu chiar zic că te bat, fără niciun mișto. Chiar m-am descurcat destul de bine, pot spune. N-ai voie? Păi ce, tu mai ai de făcut, că eu sunt gata de mult. Adică chiar nu mai am mai mult de atâta, n-am ce să mai construiesc. Eu, la mine e gata complet, efectiv, n-am ce să mai fac de aici. La mine mai durează, cum ai făcut așa repede? Păi m-am mișcat repede, că eu n-am
n-am făcut mare statuie, că avem 5 minute până la urmă. Bă, Ana, nu știu, deci eu îți mai dau un minut pe ceas, mai mult de atâta nu-ți mai dau, gata, îmi pare rău, mă duc să vorbesc chiar cu clipul. Băi, fraților, eu acum am realizat că trebuie să facem pretele ăsta mai înalt, ești nebun, că deja, dacă vine Ana mai sus aici, deja poate să vadă, ești nebun, dar bine că i-a făcut ceva micuț. Deci a făcut, mă, a făcut o statuie din aia, a, s-a uitat pe net 100%, că nu știa să pună cu scări cu din astea, deci s-a uitat 100% pe net. Uite-te că a încercat să facă ea ceva acolo, dar n-ai cum să o dai cu așa ceva, în 5 minute ești nebun. Ana, oficial mai ai 10 secunde, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, gata, ești nesimțit, bă? Păi gata, au trecut 5 minute, asta e challenge-ul, gata. Ești pregătită să dăm jos peretele, Ana, să stai pe partea ta acolo. Vreau să dăm jos peretele. De fapt, nu, nu vreau să dăm jos peretele. Vreau să vin întâi la tine și după aia să vii tu la mine. Ce zici? E bine așa? Vreau să văd ce ai făcut tu și după aia mergem și la mine, e ok? Ia zi, cum vrei tu? Așa vreau eu, Ana. Oricum eu câștig. Bine, bine, hai să vedem. Deci pot să vin la tine, da? Hai să vedem. Eu chiar sunt curios dacă ai făcut mai bine, ești nebun. Hai, deci vin, da? Hai, Ana, 3, 2, 1 și... What? Ce-a făcut, mă, aici? Bă, tu te-ai uitat pe net, du-te, bă, că nu știi tu cu scări cu din astea, n-are cum. Nu e așa? E, nu. Du-te, bă, că tu te-ai mai uitat și înainte, te uitai pe net de rupei, îmi spuneai și înainte că rupei tutorialele alea. E frumos, uite, deci tu ai încercat să faci o de-asta de villager, care nu prea are ochi aici, nu știu ce are aici. Zici că e robot, nu știu ce are aici. Dar am înțeles ce ai făcut tu, da, e o statuie ok, tu încă mai construiești ca de obicei, că tu mereu construiești după timpul rămas, după ce nu mai rămâne timp, dar e ok, o să-ți dau un 6-7, eu zic că e ok, ia uite ce dă cu artificii. Eu zic că e o statuie de nota 6, Ana, dar cred că ai făcut-o mai bine decât mine, sincer. Adică e de nota 6, dar a mea mi se pare mai proastă, de nota 11, hai că e de nota 11. Deci, Ana, ești pregătită să vezi statuia mea acum, pentru că eu sunt destul de mândru de statuia mea, sincer să fiu, nu o să mint. Chiar sunt curios ce reacție o să ai tu, Ana. Ce părere ai, Ana, de chestia asta, mă, ce? Auzi ce zici, Ana, ce zici de statuia mea, deci chiar sunt mândru de ea. Păi cum, e un creeper, ce e așa mare chestie? A durat mai mult că a trebuit să stau să fac culorile atât de mult. Păi ce-i, mă, că am avut 5 minute, adică mi se pare o construcție ok în 5 minute. Am făcut imediat, bam, bam, așa. Mă, tu iar folosești hack? Cum să folosesc, bă, hack? Ce ai, că e 5 minute, n-am avut mare chestie de făcut. Adică, dacă te uiți, nu e o construcție așa complexă. Uită-te și tu că am făcut aici mai multe culori combinate așa, bam, bam, bam. Cum ai reușit să faci? Păi... cum am reușit să fac? Am pus blocuri ca și tine atât de repede. Hai, bă, Ana, lasă vrăjeala. Atât de repede te-ai mișcat? Păi da, m-am mișcat repede. Cum să nu mă mișc repede? Ia, ce te uiți? Păi înăuntru n-am avut timp să construiesc. Ar fi culmea să fi făcut și înăuntru. Ești nebună? Cum să fac înăuntru? Așa mai merge? Bă, păi ce-ai făcut, mă? Mi-ai stricat fața la creeper. Ce-ai făcut? Dar zi ce părere ai? Ce notă ai? Dar zi sincer. Deci o notă sinceră. Mie îmi place, e drăguț. Deci eu chiar zic că e de nota 9-10. Ești nebun? Chiar zic că m-am descurcat, dar a mea e mai frumoasă. Bă, nu știu, o să lase lumea în comentarii cine a câștigat dintre noi doi. Dar eu zic că asta mie îmi place mai mult, a mea. Tu o să zici că ție îți place a ta mai mult. Lăsăm abonații să decidă, Ana. Hai să tragem următoarea tematică, pentru că sunt nerăbdător să mai dăm cu una. E urâta ta, mea e frumoasă. Hai că e frumoasă ta. Lasă-mă vrăjeala, Ana. Hai, vino cu acest să extragem următoarea tematică, că sunt nerăbdător să mai construiesc. Deci azi chiar am chef să construiesc, ești nebun. Ok, Ana, de data asta o să extrag eu, pentru că tu ai extras prima oară. Vreau și eu să extrag o tematică, pleacă de aici. Hai să vedem dacă a mea e mai cu noroc. Chiar sunt curios și o să zic lumea în comentarii, pentru că mie mi se pare că am făcut mai bine decât tine până acum, sincer să fiu. Și următoarea tematică, te rog frumos să o citești cu voce tare. Hai că știi tu să citești cu voce tare. Casă modernă, Ana, știi să faci o casă modernă? Hai că ai mai făcut tu case din alea așa, cu nu știu cum. Bine, fix ce îmi place. Bă, dar știi care e faza? Tu înainte făceai în 20 de minute, acum avem doar 5 minute, deci să nu te aud, Ana. Deci de data asta nu vreau să te aud, să nu mai stai peste timpul ăla. Deci ai fix 5 minute, acum 10 minute. Nu, 5 minute. 5 minute de fiecare dată. Nu, 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 nu. Luca 10, nu, nu. 5 minute, hai. Gata, 3, 2, 1 și am dat drumul la cronometru. Pa, Ana, vorbim după, pa. Ok, poamne, ia uitați-vă, bă, la Ana. Deci ea vrea să-i dau 10 minute. Păi ce 10 minute, bă, că mă pun acum Picasso aici să desenez. Hai să vedem o casă modernă, fraților. Cum ar trebui să fac? Deci facem așa frumos. Începem lejer cu niște dirt, așa frumos, niște pământ, pentru că casa trebuie să vină așa frumos, pe niște dirt, așa, pe niște gres. Frumos. Dar avem o problemă. Cred că trebuie să fac fundalul cu negru. Sper să fie ok ca să pot să fac casa cu alb. Știi ce zic? Sau să fac cu gri, dar nu. Mamă, nu știu cum să fac fundalul, fraților. Deci aia e beleaua cu fundalul. Pot să fac așa mai mult. Ok, hai să facem tot fundalul negru și facem casa cu alb și să sperăm că merge să fac chestia asta, gen.
Băi, nu știu ce o să fac aici, dar o să fie interesant. Să zicem că facem ceva cu un garaj, că na, casele moderne mai au așa garaje, și aici vine ceva de genul ăsta, și aici o să fie, nu știu, un glass, ceva, habar n-am, nu știu ce fac aici, un balcon poate. Nu știu, bă, ce fac aici, nu mă întrebați, chiar nu mă întrebați ce fac aici, că nici eu nu știu. Bam, frumos, dar sper că se vede că e o casă modernă, nu știu ce ar trebui să mai fac aici. Nu știu, să-i facem așa un garden ăsta de frunze, să aibă gard de frunze, da, 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 da. Și să mai aibă chestii în spate, dar nu știu cum să facem în spate, să sperăm că se înțelege că e gard de frunze și că are curte, habar n-am, nu știu ce să zic. Și mai facem așa, să vină garajul gen aici, gen aici vine garajul, știi ce zic? Bam, frumos, ăsta e garajul și aici, bam, frumos, asta e ușa. Și ușa să vină cu o chestie din asta. Habar n-am ce fac aici, dacă asta e casă modernă. Eu zic că se înțelege că e casă modernă gen, dar nu știu ce o să iasă din nebunia asta. Și aici să fie cu glass, cu uși, nici nu știu ce fac aici. Și asta e ușa, ăsta ar trebui să fie ca un fel de garaj. Hai că mai este ceva aici, ești nebun. Nu știu, fraților, putem să încercăm să o facem și așa mai mare. Habar n-am ce o să iasă din asta. Dacă asta e casă modernă, nu știu, deci ar trebui să se înțeleagă cumva că e o casă. Eu zic că se înțelege puțin. Haideți să vedem rezultatul, nu știu, fac așa ușa să se înțeleagă mai bine. Haideți să vedem ce ne generează chestia asta. Fraților, cred că a ieșit mult mai bine decât mă așteptam. Deci uitați-vă cum am făcut eu chestia asta și cum arată în realitate. What? Ce naiba e asta? Doamne, deci mie mi-a făcut ușa de parcă e garajul și garajul de parcă e ușa sau balconul de parcă... Nu știu ce am vrut să fac aici, dar what? Ce... Bă! What? Ce bă asta? Inteligența artificială s-a gândit el să facă teren în spate de basket, de fotbal, de... What? Bă, ce insane e hack-ul ăsta. Deci nu pot să cred. Mamă, ce chestia asta aici? Ok, hai să spargem asta. Bă, păi fii atent că vreau să fac și interiorul repede. Deci dacă tot am făcut până aici, păi ar fi păcat să nu facem și un interior, nu? Că uite-te și tu, bam, ne-a făcut aici frumos așa. Bam, vii aici sus. Mamă, dar n-apucăm să facem interiorul, fraților, că în 5 minute. Iar ce a făcut Ana până acum, cât am desenat eu? Chiar sunt curios, ia. Ce a reușit Ana să facă? Mama, abia a făcut aici ce? Mama, hai că face Ana, ești nebun. Ok, mai sunt 2 minute. Bă, uitați-mă și mă ce e aici. Minți, cu ce mint, bă? Cum adică? Chiar cred că am stat mai mult de 2 minute, dar n-am mai pus timerul. Deci acum Ana profită că eu nu pun timerul, ești nebun, și încerc să mai fure timp. Dar ce să mai fur timp cu așa creație? Deci uitați-vă și voi, ăsta e garajul, nici măcar nu știu ce e ăsta. Dar zici și noi că e garajul, e sub casă, nu știu. Și vii așa frumos în casă și aici zicem că n-am mai avut timp să mai facem. Punem și noi niște chesturi, chestii random. Aici e cameră de NPC-uri, nu știu ce fac aici. Facem așa frumos un bookshelf, sincer. Am putea face aici o din asta de enchant. Știi ce zic? Mamă, ar merge o de asta de enchant aici. Uite așa frumos. Da, mă, da. Haide, vă primesc la enchant, fraților. Veniți aici la enchant. Mamă, deci facem o de asta de enchant aici și spunem că, bă, n-am mai avut timp. Câte să fac? Am făcut dita mai casa, am făcut aici cu enchanting, cu de-astea. Deci chiar n-am avut timp. Și punem aici, nu știu, facem un televizor la mișto așa, black concrete. Bam, și facem noi un televizor din ăsta așa și cu bookshelf-uri. Bam, bam, bam. Pai, ceva de genul. Habar n-am ce fac aici. Dar eu zic că a ieșit destul de bine, sincer. Bă, deci nu pot să cred ce am reușit să facem. Ok, hai să luăm pictura asta de aici, să nu ne dăm de gol. Deci eu zic că arată destul de bine, ești nebun. Uită-te și tu, eu am vrut să facă pe acolo gen să fie cu terasă sus. Vă că n-a pus, mama a pus panou din ăsta. Bă, deși cu ăsta e insane, nu știu ce e chestia asta, dar uită-te și tu, inteligența artificială. Uită-te cum, bă, ești nebun? A știut că e casă și a făcut din asta de câine. Du-te, bă, de aici n-ai cum, deci chiar n-ai cum așa ceva. Bă, n-ai terminat, gata că s-a dus timpul. Mai avem un minut, nu știu când mai avem. Nu. Păi gata că eu am terminat 2 minute. Hai, bă, că faci mișto. Uită-te și tu ce am, Doamne, ce am făcut aici, Ana. Deci chiar m-am mișcat destul de repede, dar mă rog, am și greșit în unele părți, că am făcut, m-am grăbit, ți-am spus. Am făcut destul de repede, dar tu nu ești gata, cât mai ai de făcut la chestia de o faci tu acum? Că eu sunt gata, îți mai trebuie timp în plus, cât timp mai ai nevoie? Zim așa. Nu știu, niște minute în plus, cât mai ai nevoie? 3 minute, 4. Păi 5 minute tot challenge-ul. Nu există așa ceva. Îți mai dau un minut, Ana. Dacă vrei să faci într-un minut, bine. Dacă nu, să știi că eu vin. Deci mai ai fix un minut pe ceas, atâta. Mai mult de atâta nu mai ai voie. Gata, Ana, timpul oficial s-a scurs. Deci chiar s-a dus timpul, nu știu ce mai faci tu. Ok, deci nu mai e voie să mai construiești. Bă, nu mai construiești acum, da? Deci nu mai e voie, vezi că vin la tine, nu? Bine, Ana, bine, deci tu spui că nu mai faci. Ok, ok, atunci 3, 2, 1, eu deja am venit la tine, Ana, că vreau să văd ce ai făcut. Ia uite, Doamne, ce mă casa asta modernă, Ana? Ia, ce mai aici, garaj, intri prin garaj. Bă, tu ce faci, tu mai construiești acum? Alo, nu mai e voie, gata. Bă, tu trișezi. Bă, păi n-ai voie, Ana, să mai faci asta. Uite-te și tu, ba, da.
Ba nu, nu mai e voie, că challenge-ul e 5 minute, n-ai voie mai mult de 5 minute să mai faci, gata. Deci gata, s-a terminat challenge-ul, oficial s-a dus. Deci chestia asta, păi Ana, am și o întrebare, unde dormi în casa asta? N-ai și tu un pat, n-ai și tu un crafting, n-ai și tu un ceva? Bă, nu mai construi, gata, alo, nu mai e voie, gata. Bă, gata, bă, nu mai pune, gata, hai să facem, gata, lasă vrăgeala, nu e timp. Păi ăsta e challenge-ul, trebuie să faci în 5 minute, ce ai făcut în 5 minute, gata. O să scad din nota acum că ai făcut mai mult. Cât timp să am și eu, Luca? Păi nu mă interesează cât timp să ai și tu, că se scade din notă, gata. Păi ia uite ce s-a enervat Ana, lasă-mă TNT-ul. Deci Ana, ce ți se pare că ai făcut aici? Tu ce notă ți-ai dat la casa asta? Zi sincer, ce notă ți-ai dat tu la casa asta singură, așa, fără mișto? 11? Mă, tu-ți dai 11 la toate casele, tu faci mișto de mine, e frumoasă maxim. Bă, păi ce mă, chestia asta? Bine, da, e un început, dar tu te duci pe construcții prea complexe, Ana, pentru 5 minute. Tu nu realizezi că 5 minute sunt foarte puțin ce poți să faci tu. E maxim, foarte maxim. Nu știu ce să zic, Ana. Deci, da, nu știu. Ți-am spus, e cam cam așa situația, că e cam 11, nu e cam 11, că te-ai întins prea mult să construiești în 5 minute, n-ai cum să faci atâta. Adică n-ai tu cum, că n-ai experiență, dar eu am făcut ceva, nu știu. Hai, vino să-mi dai. Băi, ok, eu o să-ți dau în continuare nota 6, nu e atât de rău. Dar ți-am spus, dacă era completă, îți dădea mai mult, nu știu. Nici eu n-am apucat să fac interiorul, dar nici exteriorul nu prea e gata. Adică, uite-te și tu, ai ce-i gaură în casă. Podeaua nu era gata, adică de bine de rău eu mai am podea. Mă rog, hai, zim cum ți se pare ce am făcut eu și după aia judecăm. Deci vreau să-mi spui ce părere ai de casa mea și după aia o să judecăm și... Bă, nici eu n-am reușit să fac atât de mult, dar măcar eu n-am mai pus după timp, eu n-am mai trișat, da? Deci vreau să-mi spui ce părere. Bă, păi asta zic, vezi, să te concentrezi în alea 5 minute, poți să faci chestii. Bă, ce bă? Uite-te și tu ce am făcut aici, Ana, în 5 minute. Ce e asta? E casa modernă, dar m-am mișcat repede. Păi tu stai foarte mult să pui blocurile, să așa, eu am experiență, tu știi, imediat am pus tac, imediat, uite așa, am pus tac și gata, am pus în 5 minute. Da, bă, uite aici, vii frumos, stai aici la soare, la șezlong, să nu te bată soarele. Ai aici bam, pișen. De ce folosești hack, spune? Ce hack folosești, bă, ești nebună? Cum să folosesc hack? Ai văzut și tu că am avut 5 minute ca și tine. Nici cu hack n-aveam ce să fac, adică avem timpul foarte scurt, dacă nu faci din... Dar eu am imaginație, tu probabil nu știi ce să faci, eu știam dinainte ce vreau să fac. Bă, bune, nu știu, mie mi se pare că tu te-ai mișcat foarte încet. Eu te mă, îmi spargi în casă. Bă, tu te oftici și spargi casa. Uite-te și tu când spargi din casă acum. Uite ce se oftică, Ana, Doamne ferește. Deci zi, mă, Ana, ce părere ai de asta? Bă, nu pot să cred că faci asta. N-ai voie să-mi bubui casa. Ce faci aici? Bă, era casa mea. N-am hack-uri, chiar n-am hack-uri. Nu mai bubui. Eu câștig? Nu câștig. O să zică lumea în comentarii. Fii atent, Ana, o să vezi pe clip dacă am hack. Bă, dar nu mai pune, mă, de-astea în casă, că mă super. Pă bune. Gata, mă, gata. Păi am muncit la casa asta. Ce naiba faci? Păi dacă trișezi, păi nu, dar n-ai voie să faci astea. Păi eu nu ți-am bubui nimic. Eu doar ți-am spart ce-ai pus în... Bă, nu mai voie. Gata. Potolește-te, Ana. Ai făcut și în spatele casei? Păi da, că m-am mișcat repede. Ți-am spus că m-am mișcat repede. Nu te mai oftica, gata. Hai să vedem ultima tură și o să zică lumea dacă am trișat în vreun fel, dar eu am arătat pe clip tot ce am construit. Deci poți să te uiți pe clip în 5 minute. Eu chiar am făcut asta. O să vezi după, o să vezi pe clip. Dar bine, hai să dăm cu următoarea tematică și o să zică lumea că ai văzut. Uite, de exemplu, la ultimul clip lumea a zis că eu am câștigat, chiar dacă tu ai câștigat, pentru că a zis că tu ai trișat. Poate o să considere lumea că eu am trișat și tu ai câștigat. Nu știu, o să vedem. Dar eu zic că m-am descurcat destul de bine pentru 5 minute acum. Și o să dăm cu ultima tematică, Ana, să vedem cine o să câștige. N-am mințit în viața mea. Da, o să zică lumea în comentarii dacă am câștigat sau nu. Hai, taci din gură, nu te mai oftica așa. Da, minciunică, du-te bă de aici, că nu vezi ce urâțenie ai făcut. Uite-te, știu, eu m-am mișcat mai bine decât tine în 5 minute și acum te oftici aici. Hai să dăm cu ultima din asta. Lasă vrăjeala. Ana, ești invitata mea să extragi ultima tematică. Să te văd. Deci până acum te-ai descurcat ok cât de cât, dar vreau să văd dacă faci ceva de data asta. Ia zi, te pricepă tematica aia sau nu? Spunem, știi ce știu? Că sunt o prințesă. Auzi ce-mi zice Ana? Deci care e tematica? Așa că vreau să-mi faci un castel. Auzi ce-mi zice Ana? Un castel trebuie să-i fac. Bine, Ana, o să-ți fac un castel și tu-mi faci mie un castel, dar cred că o să mor de foame în castelul ăla de mi-l faci tu mie. Deci hai, Ana, să te vedem cum o să te descurci. Vreau un castel frumos, să ai grijă ce faci. Bă, nu știu, că n-am mai făcut castele, dar adică am mai făcut eu încercări, dar nu mai contează. Hai. 3, 2, 1, hai să începem. Baftă, Ana, te descurci. Baftă în viață, toate chestii.
chestiile astea. Ok, fraților, asta ar trebui să fie destul de interesant. Hai să vedem cum o să funcționeze toată nebunia asta. Deci, un castel, ești nebun? Păi, un castel ar trebui să vină ceva de genul așa, mă gândesc eu. Și după aia, așa, gen să aibă stâlpi din ăștia, așa. Și după aia, mai are așa și după aia are o chestie și mai puternică aici și care vine ceva de genul ăsta. Cam așa se face un castel, habar n-am. Ok, încerc să fac ceva, măcar să-și dea seama că vreau să fac castel. Eu zic că se înțelege cât de cât. Băi, fraților, deci de data asta chiar m-am chinuit un pic. Nu știu dacă o să-l dea așa sau cum o să funcționeze, dar măcar se înțelege că e castel, corect? Și dacă se înțelege că e castel, ar trebui să poată să-l genereze cum vrea el. Că ați văzut că nici la casă n-am făcut eu atâtea detalii și tot a făcut 1000 de chestii. Că s-a prins că e casă, gen, cred. Adică eu așa mă gândesc că funcționează. Nu știu, eu zic că ăsta te prins că e castel, gen, nu? Dacă e să-i facem și, nu știu, fii atent că ăsta chiar se înțelege că e castel. Face și niște stegulețe așa frumos. Chiar îți dai seama că e castel ăsta, deci fără niciun mișto. Eu zic că se cam înțelege ăsta, deci desenul ăsta, chiar sunt cel mai mândru de el, ești nebun. Chiar sunt curios, trebuie să-l facă și mie pe ăsta, n-ai cum. Hai să vedem dacă îmi dă sau nu castel. Dați neapărat un like înainte să vedem. 3, 2, 1 și... Ce părere aveți, fraților, de chestia asta? Bă, ești nebun! Bă, ce mi-a făcut, bă, aici? Doamne ferește, uită-te și tu la nebunia asta. Bă, de ce apare blocul ăsta aici sus? Ok, pleacă de aici. Uitați-vă, mi-a făcut și stegulețele astea așa. Nu, dar fiți atenți. Ar trebui să facem cu roz, oare? Pentru că mi-a zis să-i fac ei castel, știi? Și ca să pară că i-am făcut ei, să facem astea. Mamă, dar până schimbăm noi toate astea cu roz. Hai că schimbăm noi astea. Păi le facem jumătate așa. Zicem că ăsta e modelul la castel. Aia e. E și cu roz, e și cu galben, e cu mai multe. Uite, nu m-am gândit să fac direct cu din astea roz. Nu m-a dus capul, asta este. Dar uite, ceva de genul ăsta arată ok, zic eu. Facem aici o chestie. Mamă, ești nebun, ai și clopot în mijloc. Bă, stai mă așa că vreau și eu să văd. Deci fii atenți, punem aici pink wool, vrem. Uite așa din ăsta, ca să pară că l-am făcut cu roz intenționat, gen. Hai că l-am făcut cu roz intenționat. Te zic că i-am făcut castel, Ane, ești nebun. Uite, Ana, ți-am făcut castel, ia. Opa, ce avem noi aici? Tu, deci uitați-vă cum arată tot locul ăsta. În 5 minute am făcut eu asta, fraților. Ce părere aveți? Am făcut și eu un castel în 5 minute. Bă, atâta s-a putut în 5 minute. Uitați-vă cum arată. Bă, ești nebun. Bă, ce-a făcut mai aici? Oh my god, am spart și casa asta. Omule, oh, maică, s-a spawnat bine asta, dacă e. L-am făcut bine. Oh my god, ok. Sunt curios ce-a făcut Ana până acum, fraților. Chiar sunt foarte curios. Ia, ce-a făcut, mă? Un turnuleț din ăla? Ce-a făcut? Deci uitați-vă cum arată harta Anei. Uitați-vă așa, da? Astea sunt ce-a făcut ea în câte 5 minute fiecare. Și asta e ce-am făcut eu. Adică, bă, se vede, mă, că sunt mai bun la construit. N-aveți ce zice, dacă nici eu nu sunt bun la construit. Bă, săraca Ana, ok, vreau să mă duc pe Discord să văd ce face. Zi, mă, Ana, cum te descurci? Că deja mai avem puțin și se termină concursul, ești nebun. Asta e ultima probă, deja mai puțin de un minut. Mai am puțin tu, eu am terminat, dar să știi că cam gata timpul. Adică au cam trecut alea, dar am zis că hai că am mai stat și eu un pic. Am mai stat și eu un minut, două în plus. Și am zis să-ți mai dau, știi, un minut, două în plus. Dar eu am terminat, să știi, adică sunt cam gata. Ești și tu gata? Ai făcut castelul ăla? Adică bine, ce castel poți face în 5 minute, da? Eu am făcut așa de cât se poate face, știi? Adică, da, să zicem. Păi asta zic, că n-ai ce să faci atât de mare chestie. Ok, deci ai terminat cu ăsta, poți să vin să-l văd, să văd care-i faza la tine. Eu îți zic de pe acum că la mine e cam jale, adică nu e mare chestie. Asta a fost cam fail, a fost mai mult fail, dar vreau să văd, poate ai făcut tu mai bine. Gata, haide, te aștept. Hai să vedem, Ana. 3, 2, 1 și... Ia, ăsta-i castelul! Oh my god, ăsta-i castelul lui Ana, Luanei. What? Ce mai faci? Iar construiești, mă, după timp. Nu mai voi, Ana, să construiești după ce s-a dus timpul. Gata. Bine, gata, am înțeles. Vrei să faci așa. Ok, gata, faci așa. Ăsta e castelul. Bravo, Ana. Ok. Deci, interesant. Făceam și eu așa ei. Deci, e interesant, Ana. Pot să spun că, într-adevăr, nu a fost destul timp. Adică, un castel, cât poți să faci, frate? Zic că te-ai descurcat destul de bine în 5 minute. N-o să mint. Intrarea e destul de ciudată, dacă mă întreb pe mine, dar e ok, să spunem. Și, ia uite, și-a pus și steagă. Ăsta-i steagul. Ok, și el mi-o are stegulețe. Deci eu o să-ți dau un 7. Ăsta mi s-a părut mai ok decât ce ai făcut până acum. Chiar îmi place și interiorul. E de nota 7. Vreau să te văd ce părere ai. Nu am prea multe de comentat la al tău. Poate o să ai tu mai multe la al meu. Ai un pat, ai un ăsta, deci mi se pare ok, mi se pare decent în 5 minute. Vreau să te văd ce părere ai tu de castelul meu, Ana. Este gata, poți să vii să-l vezi oricând. Eu ți-am spus părerea mea despre al tău. Sunt curios ce o să zici tu despre castelul meu. Ia, hai să te vedem. Și ia, tașcă la
a văzut. Zi-mă, Ana, ce părere ai de castelul meu? Nici măcar nu te uiți la el, te uiți la mine. Ce faci? Ce părere ai? Ești un nesim... Bă, de ce zici așa urât? Bă, tu ești rea cu mine. În ultimul timp vorbești foarte urât, Ana, să știi că nu-mi place. El este frumos, dar cum ai făcut asta? Păi cum am făcut asta? Ești un rișor? Ce un rișor, Ana? Deci cum adică cum am făcut asta? Am construit, Ana. Nu-ți se pare corect că am construit? Cum aș fi putut să fac toată nebunia asta dacă nu construiam? Se spauna el așa? Adică avem creative amândoi. Ce poți să spui că am trișat? Există să spaunez eu? Deci eu nu mai joc cu tine niciodată? Bă, păi e șmecher, Ana. Nu te mai ofti că iar începe să-mi bubuie asta. Uite-te și tu. Bă, Ana, dacă tu te miști mai greu ca mine, nu înseamnă că nu poate nimeni să facă. Ăsta l-am făcut eu în 5 minute. Voiam să-l fac mai mare, dar n-am mai avut timp, ok? Nu am mai avut timp. Uite aici, clopot, vici. Dai ca surdul un clopot, așa se spune. Vine surdul și bate clopotul, că e surd și bate clopotul. Și ai pus în timpul ăsta și chestii înăuntru? Păi da, mă, am avut timp. Ce vrei? Adică 5 minute ți-am spus, dacă te miști repede, ai timp să faci mai multe chestii. Uite și tu, ai aici masă, frumos, stai cu... Bă, nu mai pune de ăștia. Ia, uite, bă, Doamne. Iar te ofti ce ai urea, Ana, n-am ce zice. Deci, ok, Ana, să lase lumea în comentarii dacă am trișat sau nu. Eu zic că m-am descurcat doar mai bine ca tine și tu te oftici. Uite-te și tu cum îmi dă foc la tot. Ok, Ana, vino cu acest. Să zică lumea în comentarii dacă ai făcut-o mai frumos sau nu. Pentru că până la urmă poate o să zică lumea că tu ai făcut mai mișto, nu știu. Tu te oftici, Iurean. Lasă-mă, nu mai joc cu tine, pa. S-a ofticat, Ana, ca de obicei. Știm cu toții că Ana mereu iese și se oftică. Eu zic că a mers destul de bine. Ok, ai și de pe Discord aparent. Băi, fraților, dacă mai vreți clipuri de genul, îmi lăsați în comentarii și alte idei și poate să mai trollăm pe Ana, pentru că am văzut că vă plac clipurile astea de troll. V-am pupat pe toți. Ne-am zis și noi pe data viitoare. A luat foc castelul, ești de bun. Oh my god. Ok. V-am pupat pe toți și ne auzim data viitoare. Pa. Fraților, mă aflu chiar acum pe serverul unde o să ne jucăm alături de prietenii noastre, ca de obicei un build battle, doar că ele nu știu că am pregătit puțin toată schema. Deci, după cum vedeți, aici o să construiesc eu și aici o să ziceți: "Bă, dar de ce ai pus glass?" Că toată lumea o să vadă ce face toată lumea, sau mă rog, o să vadă ce faci tu. Dar de fapt ăsta nu este glass și pe partea asta o să fie bedrock. Deci nu poți să vezi absolut nimic de la mine, dar eu o să pot să văd ce construiesc amândouă și o să trișăm în felul acesta ca să văd dacă face cineva o chestie interesantă, să fur și eu ideea aia, de exemplu, sau diferite chestii pe care, na, sunt destul de multe chestii pe care le putem face cu chestia asta. Asta odată și în al doilea rând am instalat și un hack de construit și o să facem mult, mult mai ușor totul. Deci, practic, dacă vreau să fac un perete, doar fac chestia asta și acum, bam, s-au pus toate blocurile astea, sau să spunem, nu știu, că vreau să fac o cameră, uite, pot să fac așa și după aia dacă facem așa și dăm un singur click, am făcut o cameră. Deci o să ne mișcăm mult, mult mai repede și o să și putem vedea ce fac fetele. Acum, haideți să le aducem și să vedem dacă o să ne iasă o bază mult, mult mai șmecheră decât ale lor și ce putem face noi ca un hacker, pentru că astăzi suntem hackeri, practic, pentru că folosim efectiv hackuri și la final o să le și spunem să vedem ce reacție o să aibă. Haideți să vedem, acum le voi invita pe server. Am revenit aici alături de cele mai bune prietene ale mele care și-au luat și mărci. Deci putem observa aici că prietena mea Ana și-a luat un tricou cu Ana Vegetariana. Foarte, foarte șmecher. Dacă vreți să vă luați și voi pe lucaluc.ro, primul link în descriere. Și Maria și-a luat șapcă cu Burger Gang. Deci vedeți că amândouă le poartă. Chiar acum are șepcuță Maria. Ia o topana ce dă din cap. Ok, să lăsăm vrăjeala. Ok, puteți să veniți aici acum. Deci fiți atente, fetelor. Aveți idee ce o să facem astăzi? Pentru că, bă, nu sunteți pregătite de ce o să facem astăzi, nu? Deci astăzi o să facem un challenge complet normal de baze secrete. Ce părere aveți de asta? Nimic, nimic prea greu, nu? Adică e doar un challenge de baze secrete, da? Da, iar o bază secrete. Ok, ok. Asta nu este tot. Câștigătorul acestui challenge va câștiga 500 de lei. Fără niciun mișto. Da, exact, 100 de euro, fix cât am zis, Ana. 500 de lei pentru cine câștigă acest challenge fără niciun mișto. Așa că trebuie să dați tot ce aveți voi mai buni, să fiți cât mai originale. Și o să decide lumea în comentarii cine a câștigat dintre noi toți, ok? Acum, Maria, te rog frumos să treci aici. Uite aici în partea stângă, Ana în partea dreaptă. Eu mă duc aici după perete și putem începe în orice secundă. Stați așa 2 secunde să pregătesc timerul, dacă nu vă supărați. 2 secunde va dura. Deci, fraților, cum v-am spus, acum putem să le vedem și o să vedem tot ce construiesc. Acum m-am pus pământ, le-am spus că revin imediat să folosesc timerul, să-l configurez, să fac totul. Dar premiul ăla nu e real. Deci ca idee o să le spun la final că a fost prank și așa, adică nu există premiul ăla de 500 de lei, dar aveam nevoie de o scuză ca să facem iar chestia asta cu baze, ca să le pot rola. Așa că haideți să dăm drumul la timer și să vedem cum o să decurgă. Timerul oficial a început. Aveți 20 de minute de acum încolo să faceți absolut ce vă doriți.
doriți voi. Băi, deci absolut orice. Chiar sunt curios ce o să faceți. Deci țineți minte, o bază cât mai secretă posibilă vreau să văd. Și eu o să fac ca de obicei cea mai șmecheră bază. Eu o să rămână banii la mine, practic, pentru că n-are cine să-mi dea mie banii, din păcate. Dar sunt curios ce o să faceți voi. Adică chiar sunt foarte curios să văd într-un final. Sunteți pregătite? Ce ziceți? Mamă, deci nici nu știau că o să facem challenge-ul ăsta pe Bungen. Și chiar cred că nu era așa pregătite să construiască foarte tryhard. Dar chiar trebuie să faci ceva gen șmecher rău, rău de tot. Nu știu cum să vă spun, chiar trebuie să faci ceva tare. O să mă apuc și eu acum să fac pe aici ceva. Ok, fraților, momentan nu știu ce să fac. Voiam să mă uit așa la ele, să poate îmi vine vreo idee. Uite, mă, o să copiez efectiv casa Mariei. O să o fac exact cum o face ea așa la început. Și după aia o să fac baza probabil în altă parte sau ceva. Dar vreau să fac asta, casa ei, ca la început. Pentru că efectiv nu știu ce casă să fac. Și cred că e perfect să folosim și chestia asta. Deci ea a făcut cu cobblestone și cu loguri din astea așa. Ok, ok. Mamă, deci chiar sunt curios ce reacție o să aibă când o să vadă că fac fix ca ea. Ok, trebuie să mă mai dau de pământ ca să mai vorbesc și cu ele din când în când, ca să nu se prindă că se întâmplă ceva. Deci stai așa câteva blocuri acolo. Ok. Deci au început cu o casă destul de clasică, să spun așa. Nu știu unde mi-a venit exact ideea asta, dar eu zic că o să meargă destul de ok, pot spune. Voi ce faceți? Toate bine și frumoase la voi? Vedeți că, bă, e pe bani ca lumea challenge-ul ăsta. Adică chiar trebuie să faceți ca lumea, nu știu cum să spun. Eu fac o căsuță. Ah, ok, ok, faci o căsuță. Păi și baza, care e baza, Ana? Că văd că tu faci, adică văd, tu ai spus pe chat gen că faci o căsuță, vezi? Păi am zis văd că ai zis pe chat. Cum adică ce vezi? Cum vrei să văd, gen? Ți-am spus că văd că ai scris pe chat gen. Cum faci o căsuță? Dacă noi trebuie să facem o bază, Ana. Sau faci o bază în căsuță, oare? Vezi că contează să fie și secret, adică trebuie să fie gen secretă, rău, rău de tort. Adică, bă, să fie, să nu o găsești niciodată, oricât ai vrea să o cauți sau chestii de genul. Dar eu o să vă dau un sfat, mă rog, un indiciu. Fac și eu o căsuță, cum cred că faceți și voi sau nu știu. Maria, tu ce faci? Tot o căsuță? Eu fac o căsuță, vă zic sincer că eu n-am de cine să mă ascund că fac căsuțe. Deci, efectiv, căsuța mea chiar e frumoasă. A mea o să fie mai frumoasă. E, lasă-mă vrăjeala, Ana, că eu fac o casă destul de unică, pot spune. Adică chiar nu cred că v-ați gândit să faceți cu model din ăsta. Am văzut eu o postare undeva pe un forum din ăsta de ăștia care construiesc pe Minecraft, băi, și chiar mi-a plăcut rău de tot și am zis că trebuie să fac și o casă asta. Dar, mă rog, o să vedeți că e șmecher rău de tot și după aia o să fac și o bază secretă în ea, dar o să vedeți că n-o să găsiți, gen. Eu zic că am început destul de bine, deci eu chiar cred că am început destul de bine și acum o să fac și baza secretă care o să fie, bă, o să fie prea secretă, gen, pentru universul ăsta, dar sper să am timp, că, nu știu, vreau să fac foarte multe chestii și s-ar putea să nu am timp. Dar eu zic că mă descurc, fetelor, nu știu de voi, dar eu cred că o să mă descurc. Voi ce ziceți? Aveți destul timp sau nu? Păi și eu. Hai că te descurci tu, Ana, lasă vrăjeala. Nu știu cum să-mi fac baza secretă? Păi gândește-te, trebuie să găsești undeva să faci pe acolo sau nu știu, poate... Nu, de fapt știi ceva, de ce îți dau eu idei? Ia fă-ți tu ideile tale că fac și eu ideile mele, adică pe bune. Ia stați un pic că trebuie să mă duc puțin, revin într-un minut, dar voi continua să faceți acolo, vă dau și avantaj, gen. Vă dau și avantaj. Ok, fraților, acum m-am pus pe munt, vreau să copiez și de la Ana ceva, gen. Vreau să copiez și de la ea așa, uite, o să pun copaci din ăștia cum a pus ea. Ok, le-am spus că revin imediat ca să mă dau pe munt să mai vorbesc și cu voi, cum ar veni. Ok, uite așa. Nu știu cât o să mă ajute hack-ul ăsta de construit, gen. Că eu mai mult mă bazez pe asta, că văd ce fac ei și ele, și pot să copiez așa și cred că o să iasă troll rău de tot. La final toată lumea o să fie confuză. Încerc să copiez mai multe chestii de la Ana, dar să văd ce face și ea. Poate văd pe unde își face baza secretă, ar fi șmecher, dar nu știu, pot să văd pe unde își face. Uite că și-a făcut așa o casă. Mamă, dar și-a făcut amândouă pe stilul ăsta sau ce se întâmplă? Ok, și-a făcut pad din ăla așa jos. Ok, cum își face Ana. Ia să vedem Maria aici. Ok, ok, și ea încă lucrează la ăsta. Bun, dar nimeni nu-și face baza secretă. Ce se întâmplă? Fetelor, am luat o decizie foarte, foarte importantă. Deci, oficial, o să mă dau pe mut pentru restul jocului până terminați de construit. Pentru că vreau să vorbesc cu clipul, că mi-am dat seama că nu prea e corect că vă pun să vorbiți cu mine în timp ce construiți și chestii de-astea. Așa că o să stau pe mut restul clipului și ne auzim la final. Ce ziceți? E ok așa? Și așa nici nu vă iau eu din timpul de construit și așa. Hai, pa, gata. Deci, Maria abia așteaptă. Bine, mă, gata. Hai că mă dau pe mut. Le-am spus că mă pun pe mut ca să pot să vorbesc liniștit cu clipul și să o analizăm aici împreună ce fac fetele. Deci momentan acum vreau să fac asta cum l-a făcut Maria, că am văzut că a făcut ea un acoperiș la asta, dar vreau să copiez ceva și de la Ana, bro. Vreau să copiez ceva și de la Ana și
nu știu ce pot copia. Ia, ia, hopa, stai așa că face ceva aici. Ce face aici? Deci uite ce a făcut Ana. Mamă, ce a făcut acolo sus. Ar merge să copie stilul ăsta de la Ana, să iau acoperișul ei și să... Mamă. Fiți atenți că fac combinație dintre ambele case, efectiv, gen o să iau acoperișul de la Ana și restul casei e de la Maria. Și eventual dacă văd ce se întâmplă, ia, stai așa că face Ana ceva aici. Mă, asta e aia unde ne... Cred că aici o să ne spawneze ea, gen la... Când o să-i vedem baza, așa mă gândesc eu. Sau nu știu ce e exact. Ok, atunci haideți să facem așa. O să facem aici, bam, așa frumos. Și să copiez ăla de-l face Ana. L-a făcut Ana un acoperiș destul de interesant. Ia, opa, ce face ea aici? Nu pot să cred. Deci nu cred așa ceva. Ok, deci face la... Nu pot să cred că aici își face ba... Ok, deci aici își face Ana baza, ești nebun? Fix aici își face Ana. Mai sunt 10 minute. Ea și-a făcut așa un stil destul de ciudățel, pot spune. Dar lasă că facem și noi pe stilul acesta. Uite așa, nu știu exact ce fac. Dar fac și eu cu fans din ăla cum a făcut Ana. Nu știu exact ce, dar ceva fac eu aici. Și o să fac și eu un ăsta de spawn unde o să fac intrarea la bază tot așa ca ea. Bă, deci cred că o să nebunească efectiv. Chiar cred că o să nebunească fetele când o să vadă toată nebunia asta. Nu știu ce fac aici, nu mă întrebați cu fansul. Eu doar am zis că fac Ana, acum nu știu ce fac exact, dar ceva fac eu aici. Ceva, stați liniștiți că fac eu, dar încă nu știu ce fac aici. Bun, ceva de genul ăsta, să spunem, și aici le mai unesc și eu paste între ele. Le zic că, bă, ăsta e modelul, așa mi-a venit mie să fac. Dar eu efectiv copiez câte puțin din fiecare chestie pe care fac ele, Doamne. Chiar sunt curios dacă o să se prindă la final, gen că sunt chestii și de-astea luate. Ia, ce-a făcut, mă, din... Nu pot să cred. Mamă, păi stai așa că fac și eu de la Ana. Stai, Maria, ce mai face? Maria și-a făcut așa și a pus jaluzele și... Ok, hai să facem de la ea geamurile astea, gen, uite, cu dăsta, așa. Cu dăsta a folosit ea, cred că dăsta. Ok, și punem din astea. Mamă, dar și-a schimbat... Bă, nu-i corect. Și-a schimbat geamurile, bro, că ea nu le avea așa inițial. Bă, mă trolează, mai sunt 9 minute, ok. Bun, punem din astea, că am văzut că avea din astea așa. Ok, trebuie să copiez de la fiecare, efectiv. Oh my god, deci uitați-vă și voi. Ok, și aici văd că a făcut mare țarc cu animale și de-astea. Cât din mai este Luca? 9 minute. Ok, ok, mai sunt fix 9 minute. Hai să vedem acum unde o să fac. O să fac și un din ăsta tot așa. Bă, să folosesc același lemn. Cred că sunt cam nesimțit, dar folosesc fix același lemn și aici. Deci stai așa să vedem cum am... Ah, dar stai că am făcut din ăsta la altul. M-a închis așa, dark oak. Ok, dark oak, nu e nicio problemă. Bun, și aici a făcut așa mai mult din ăsta. Ok. Ok, și după aia în părți vine așa, cred. Nu știu cum a făcut Ana sau la ce se gândea Ana, dar cred că ceva de genul ăsta ar veni. Bă, eu sper că e bine, eu sper că l-am copiat destul de bine. Haideți să punem repede și fence-ul. Ok, o să facem cu din ăsta așa, dar stai că ea n-are fence din ăsta are. Ok, uite așa, bam, frumos. Și aici punem și noi, dar ar fi mai troll să nu pun porci, să pun alt animal, să pun, ce să punem aici? Punem oițe, da, punem oițe peste top aici. Bam, așa frumos, și pun și aici. Ok, și unde a făcut intrarea? Stai așa un pic, eu nu prea înțeleg unde a făcut intrarea în bază. Deci unde? Stai așa că făcuse pe aici, a început, mă, unde e intrarea în bază? Că nu mai înțeleg, ești nebun? Băi, fraților, nu știu ce face Ana, poate încă n-a făcut intrarea, dar eu o să fac, uite aici, la oițele astea, și o să fac fix aici în colț, pentru că aici nu o să te gândești să te uiți imediat cum intre, nu, că o să fie plin de oi, uite, pun și mai multe oi, ca să fie full rău de tot și n-ai cum să vezi intrarea asta, efectiv, și aici, oficial mai avem 6 minute. Și înainte să ne apucăm de bază, ca să o facem ca lumea baza secretă, vreau să văd ce pot să... Deci Maria a rămas așa, pe stilul ăsta, efectiv, fix așa și-a făcut casa. Destul de interesantă. Eu am făcut o combinație dintre ambele case, ok? Și intrarea din bază o să fie... Ia mă să fac tot așa, cum a făcut și Ana. Uite așa, o intrare din asta așa o să facem. Dar stai așa că noi avem și hack-ul ăsta și putem să trișăm. Ok, și vedem, uite că au făcut așa și după aia așa. Așa ceva, uite, perfect, perfect, perfect. Și după aia vine ăsta așa, bun, perfect. Deci am copiat foarte, foarte bine astea cum le-a făcut. Nu știu ce itemul ăla de-l pusese Ana. E una din lanternele astea, cred că nici nu știu ce a pus ea pe acolo, dar nu mai contează. Facem așa frumos, cu de-astea așa, în jur, împrejur. Eu zic că am copiat destul de bine de la amândouă și o să iasă troll rău, rău de tot. Mai avem 5 minute la dispoziție să facem baza care, bă, baza o să fie singura, care efectiv o să fie mai unică, să zic.
zic așa. Maria, tu ce mai faci? Fac bază. Ok, ok, deci ea face bază acolo. Păcat că nu pot să văd și prin sub pământ. Mamă, era și mică dacă vedeam și prin sub pământ. Poate într-un clip viitor, fraților, poate într-un clip viitor o să facem chestia asta, dar momentan le-am copiat super, super bine. Ok, bam, facem așa și aici pot să-mi fac baza mea liniștit, dar nu o să fac ca orice bază. O să facem, uite, așa frumos, să curățăm tot ce e aici și o să o facem foarte, foarte mare. Mamă, să pară că, bă, cum ai putut să faci atât de multe chestii în așa scurt timp? Și efectiv o să facem aici obsidian. Deci facem așa frumos cu obsidian și mergem să, uite, folosim tool-ul ăsta, că tool-ul ăsta este cea mai bună chestie din lume. Uite, mergem așa și acum dacă facem așa ar trebui să meargă și, mamă, bă, stai mă, cum am spart aici? Opa, stați așa că pe asta n-am gândit-o. N-o să o facem imensă, dar gen o să o facem mare ca să te miri, gen, bă, cum a putut să facă atât de multe chestii într-un timp atât de scurt, adică totuși, știi? Fraților, oficial am făcut baza, mai avem 3 minute și Maria, nu Ana, era zic că Ana. Maria întreba dacă mai putem să mai adăugăm timp. Eu zic că da. Hai că mai băgăm 5 minute. Hai că e perfect, pentru că nu cred că aveam destul timp, sincer, să fac toată nebunia asta. Vreau să fac aici cu foarte multe armuri. În primul rând, vreau să facem aici super, super multe armuri, așa, nu știu, un design, un ceva. Ok. Și după aia vreau să mai facem și pe sus, pentru că sus am lăsat așa destul de neterminat pe acolo și nu prea îmi place cum am făcut, dar aici o să vreau să pun eu foarte multe armuri pe aici, pe acolo. Băi, fraților, nu știu cum umplem noi toată baza asta. Mai avem 7 minute, am adăugat și timpul bonus pe care l-a cerut Maria, dar efectiv nu știu, nu știu ce să mai fac. Deci, dacă avem foarte mult loc, în primul rând, eu aș face un d-asta de cărți. Da, 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 un d-asta de enchant. Ar arăta super șmecher aici. Mamă, dar să-l facem așa cu model, cu frumos. Nici nu știu, efectiv nu știu ce fac aici, ok? Eu doar încerc să fac ceva să arate cât mai șmecher și se vadă și că e mare baza. Bă, să zică fetele astea, bă, ce chestia asta? Cum ai avut atâta timp? Fraților, cam așa arată baza noastră. Mai avem 2 minute și ceva și efectiv asta e tot ce am putut să fac, ok? Deci nu știu, e foarte mult spațiu și pare foarte goală, dar efectiv am încercat să fac pe aici. Avem aici, bam, setul de cu armuri, cu astea, mă rog, n-am mai apucat să le încentez pe astea, nu contează. Mărciu Luca, adică peste tot, nu uitați primul link în descriere și mai avem 2 minute să mai facem pe afară, să vedem care e faza și pe afară pe aici, că eu cred că am mai putea face chestii pe aici, sincer să fiu. Aș mai da cu niște bon mil pe aici. Nu știu ce mai fac, fete, dar nici nu prea mă mai interesează atât de rău, pentru că am băgat între timp și o comandă ca să pun peretele ăsta înapoi de bedrock, pentru că urma să se uite la noi în casă și nu vrem să găsească ce am făcut noi până acum și să vadă că le-am spionat până acum. Nu știu ce o să se întâmple. Eu încerc să mai fac aici repede în timpul ăsta pe care îl mai avem, să mai fac aici niște detalii prin casă, nici nu știu ce pun pe aici și să sperăm că o să iasă șmecher și sper să, nu știu, de fapt sper să se prindă că am făcut după ele, dar o să le zic că n-am făcut așa ca să le enervez și eu le o să vadă că am făcut toate chestii după ele și o să fie amuzant rău de tot. Eu am terminat baza secretă și eu, haideți. Mamă, mamă, ce a făcut mama? Mi s-a blocat Minecraft-ul, Doamne. Hai că au terminat și fetele, mai e un minut. Ok, mai avem un minut la dispoziție. Facem repede pe aici niște ultime detalii și o să intrăm și pe Discord cu fetele după aceea. Am revenit acum și cu fetele noastre. Bă, de cât timp nu m-am mai auzit. Cred că v-a fost dor de mine, nu e așa? Cred că nu le-a fost dor de mine totuși. Ok, sunteți pregătite? Meh, auzi? Bă, lasă vrăjeala. Eu am făcut aici drăguț. Haideți, sunteți pregătite să vedem ce a făcut fiecare? Deci, bă, eu chiar sunt destul de mândru de ce am făcut. Eu nu știu de voi. Hai la Ana prima. Mamă, la Ana direct așa. Lăsăm domnișoarele primele, desigur. Hai, Ana, vreau să ne dai TP și să vedem ce ai reușit tu să faci. Unde ne-a adus mana aici? Mamă, e cocină de porci? Oh my god, ce-a făcut mana aici? Ok. Bă, ce acoperiș mișto a făcut Ana cu d-astea, așa, cu fensuri și cu slaburi. Bă, e șmecher, e șmecher, n-am ce spune, Ana. Deci chiar ai făcut o casă de notă medie, pot spune. Dar întrebarea mea, oare unde este baza ta secretă, Ana? Mă întreb eu, unde este oare baza? Nu, glumesc, am văzut-o de când am venit. Gen, am văzut baza de când am venit, Ana, îmi pare rău. E fix aici, gen, e fix aici la porci. Cum să o vezi? Păi am văzut-o aici, uite, zi tu, Maria, nu asta e baza ei? Efectiv aici e. Zi tu, Maria, că eu am găsit-o și Maria a văzut-o. Zi, bă, Maria, pe bune. Cream că e în casă. Nu, bă, faci mișto, Maria. Păi am văzut-o că ne-ai teleportat fix aici, n-aveam cum să nu o văd, Ana. Am văzut eu baza asta din prima, știam eu, mă gândeam eu că e pe aici. Am știut eu din prima. Ia să vedem ce a făcut Ana aici la ea în bază. Da, ok, e ceva pe aici. Nu e mare chestie, dar să spunem e acceptabil. E foarte frumos. Da, nu știu ce să spun. Micuță, compactă, ce brad frumos. Da, e păcat că nu e Crăciun. Asta e brad? Lol,
lol, ce bă ăsta? Aaa, e de la de pui în brad sus, rău de tot. Eu te bă, doamne, unde a pus Ana de-astea? Da, nu prea mă impresionează. Mă impresionează totuși că ai făcut anumite chestii ca și mine. Nu știu că te-ai uitat la mine sau ceva, dar arată șmecher, Ana, arată șmecher, n-am ce spune. Eu zic că e ok. 10? Bă, Ana, orice notă îți dau, să știi că nu influențează la bani. Deci banii contează notele abonaților. Deci nu uitați, fraților, să dați acolo note în comentarii. Și cine o să ia cele mai multe note mari o să câștige 100 de euro, gen. Lasă că îți dau eu 1. Astea, da, astea sunt de stradă, așa, mă rog. E ok, îți dau un 7, Ana, să zicem. Îți dau un 7, merge ce ai făcut tu aici. Uite, ți-a scăzut și Maria, nu știu ce să zic, Ana. Maria e singura drăguță. Bine, hai, lasă, o să vedem după aia ce a făcut fiecare. Hai și la Maria acum, lasă vrăjeala, Ana. Deci a văzut lumea cam ce ai făcut. Frumos și aici, așa, pot spune că e destul de mișto. Așa, deci chiar e ok, e de un 7. Suntem gata, hai Maria, adune și pe noi la tine. Bă, Maria, deci efectiv nu pot să cred. Bă, stai un pic, Maria, unde e Maria? Maria, vino coace, deci fără mișto, te-ai uitat cumva puțin la mine? Ce frumos, nici nu mă uit, 10. Bă, deci fără mișto, că nu te-ai uitat nici măcar puțin la mine? Gen, bă, deloc? Ok, da, nu știu, mi se pare puțin ciudat că ai făcut casa gen fix pe mod, mai mult sau mai puțin pe modelul pe care am făcut-o eu. Da, nu știu, poate doar e o coincidență, cine știe. Hamburger pe foc, ia uite mă, face burger pe foc. Ia uite mă, pe Maria, foarte șmecher, cred că Ana nu mănâncă nimic aici. Ia uite și curcanul, ia, vino Ana să mâncăm curcan aici toți împreună. Oh my god, bă, ce mai aici, ok. Păi și unde e, e bandită. Ah, nu e bandită. Nu e aici baza. Bă, nu pot să... Aici? Bă, tu faci mișto de noi. Ai zis că... E, nu cred așa ce... Bă, ce e aici? Și aici era, mă, ceva? Bă, e sub bucătărie. Face mișto de noi. Uită-te, știu că face mișto de noi, Maria. Ia uite-o pe Maria. A, pe aici e baza. Hai că e pe aici. Face mișto de noi. Bă, unde ne-ai dus? Doamne ferește. Ia mă, unde... A, bă, stai mă așa. Cred că am găsit baza, gen. Cum n-am văzut-o până acum? Beci. Da, sigur e un beci. Hai, Maria, lasă vrăjeala că știu chestia. Astea. Eu sunt maestru cu bazele astea așa de mici barrel-uri pe aici, numai de-astea fac. Lasă, ia uite, lasă vrăjeala, că nu e doar un beci. Niciodată nu e doar un beci, Maria, ok? Ia uite, alte din... Ia, și un chest cu diamante, dar sub chestul ăsta cu diamante se mai află ceva, ești nebun? Ce-a făcut, mă, Maria, aici? Doamne, a făcut bază. Doamne, fere, ia uite, băi, nu, deci dacă ai mai făcut ceva, eu nu pot să cred așa ceva. Deci eu nu cred dacă mai... Bă, ce-a spartan aici, ești nebun direct. Nu mai are nimic, gata. Am furat și toate astea. Bă, Maria, chiar te gândi bine cu bazele, n-am ce spune. Eu zic că e șmecher, lasă că-ți dau 10. A făcut șmecher, bă, Maria, dar anumite chestii, nu știu, deci amândouă mi se pare că ați făcut puțin după mine, dar poate doar e o coincidență, cred că e doar o coincidență micuță. Dar voi nu v-ați uitat la mine sau ceva, nu? Niciuna dintre voi, sigur, da? Deci fără mișto. Dar hai să vedem ce a făcut și Luca, nu, deci nu v-ați uitat niciuna, ok. Pentru că nu e supărare dacă v-ați uitat un pic și v-ați inspirat. Eu am făcut din capul meu, acum nu știu cum s-a nimerit. Haideți că vă chem și la mine acasă. Să vedem ce reacție o să aveți. Chiar sunt super curios. Bine ați venit în baza mea. Bă, ce? De ce fix ca la Ana? Păi asta zic că efectiv s-au asemănat chestiile. Efectiv v-am spus. Deci eu cred că Ana s-a uitat la mine fără mișto. Acum că văd cum am făcut și eu, că am și uitat cum făcusem. Efectiv Ana avea la fel, frate. Da, efectiv așa ai făcut. Tu ai schimbat, ai pus decât porci. Da, mă rog, nu mai contează. Hai să vedem în casă. Bă, cum adică casa Mariei? Adică casa. Bă, nu, cum adică? Bă, stai un pic. Arată la fel ca ei. Și geamuri mofca la mine și acoperișul meu. Bă, stai mă așa că nu e. Bă, nu e ca la voi, stați un pic așa. Vă prezint și interiorul. Ce părere aveți pe aici, a? Șmecher, bă, fix ca la mine, pare familiar. Bă, cum adică fix ca la tine? Adică ce e fix ca la tine, Maria? Că tu n-ai avut așa, adică ce vrei să spui? Că aveai și tu jaluzele și niște de-astea mof și mie îmi place movul. Ai făcut cu Luca împreună și v-ați uitat la mine. Cum bă să facă Maria cu mine? Eu am făcut singur, chiar am făcut singur de data asta. Adică, bă, eu efectiv nu înțeleg, efectiv așa a fost. Adică așa am făcut și eu. Nu știu, așa s-a nimerit. Nu seamănă cu anima noi, adică sunt astea micuțe, dar dacă făceam cu Luca, cum mai aveam timp să fac și baza mea? Da, corect. Și ce? N-am tras bă cu ochiul, nu e adevărat. Drumul e la fel, baza? Cred că e aici. Bă, nu e aici baza. Cum adică? Baza mea este în altă parte. Nu pot să văd. Bă, nu-i corect, mă. Că a făcut Ana ca după mine, bă. S-a uitat la mine Ana și a văzut unde am făcut baza, bă. Deci nu pot să cred, tu ai făcut ca mine. N-am făcut bă ca tine.
tine, cum să fac ca tine? Bine ați venit aici la lucalu.ro. Avem 20 de semne. Când ai apucat să faci toate astea? Cum adică? Bă, în 20 de minute, bă, în primul rând a fost 25 de minute și ăsta este, da, e sediu pentru mărci. Aici avem mărci peste tot, dacă vreți să vă cumpărați, avem o bucătărie, avem niște armuri, niște de-astea, aici sunt hainele, da. Uite, asta e șapca Luca Luc de păsai, dacă vreți să purtați și voi sau ceva. Deci, și o oaie, da. Dar cum ai făcut toate astea? M-am mișcat foarte repede, am apăsat pe tic, așa cu clicul și am făcut toate chestiile astea. Da, fil din ăla, n-am folosit fil, deci chiar n-am folosit nici fil, n-am folosit nimic. Eu nu mai joc, bă, n-am, nu, bă, stați un pic, deci chiar mă acuzați aiurea. Deci, efectiv, eu chiar cred că voi două v-ați vorbit să vă uitați la mine. Deci, cât timp eu nu eram pe Discord, voi cred că v-ați uitat și ați văzut cum făceam eu casa. Deci, chiar pot să jur că voi v-ați uitat la... Bă, nu. Eu cred că da, că altfel n-aveați cum. Deci, efectiv, și acoperișul a făcut Ana ca al meu. Deci, și acoperișul, efectiv, la fel ca al meu îl făcuse. Cum? Cum poți să spui că nu e copiat, Ana? Uită-te și tu la ăsta al tău și spui tu mie că... Deci, efectiv, m-a copiat Ana 1 la 1, efectiv. Prietenele mele, v-am adunat astăzi aici ca să vă spun că a fost un mare prank. Efectiv, a fost cel mai mare prank. Vreți să vă arăt o chestie? Vreți să vă arăt o chestie mișto? Stați un pic. Deci, fix așa am văzut eu tot concursul, numai că era tot peretele ăsta. Eu puteam să văd și veniți pe partea asta. Deci, aici nu se vede, dar aici este glas. Nu pot să vă spun, e un truc magic. Dar, da, am făcut chestia asta și îmi pare rău să vă anunț, dar premiul ăla de 500 de lei gen nu există. Dar, pentru că mi-am bătut joc de voi și așa, o să vă dau câte un produs la alegere de pe lucaluc.ro, ok? Ca să nu vă supărați pe mine. Deci, nu uitați primul link în descriere, fraților, dacă vreți să vă luați și voi lucaluc.ro și să ne spuneți, vreau hanorac, bă, cum hanorac direct așa, tricou cu Ana. Ok, nu uitați primul link în descriere și să scrieți totul și comentarii cine credeți că a făcut cel mai șmecher dintre Ana și Maria, pentru că eu am cam copiat, da, baza am făcut-o singur, că nu m-am uitat la voi, ok? Ne auzim și noi pe data viitoare, v-am pupat, pa, pa! Fraților, după cum vedeți, am pregătit aici harta și dacă vă uitați voi la mine în inventar, o să observăm niște chestii care o să fie destul de folositoare mai încolo. Este vorba despre niște poțiuni de invizibilitate și când eu o să le folosesc pe mine de fiecare dată când o să mă ascund, nu o să mai pot fi văzut niciodată. Deci Ana n-are cum să mă găsească nici dacă o să fiu lângă ea. Efectiv, o să fiu lângă ea și ea nu o să poată să mă vadă. Și pe lângă chestia asta, nu se termină aici, o să trebuiască să o caut și eu pe Ana. Și cum o să fac eu să o găsesc pe Ana până la urmă? Adică am înțeles, pot să mă ascund, că am poțiunile astea de invizibilitate, dar cum o să fac să o și găsesc ca să o bat și să o trolez în ultimul hal ca să nu mai știe de ea? Să o învăț eu minte să vadă cine e cel mai bun la hide and seek. Dacă nu pot să o bat, o să o bat cu hack-uri și tot o bat. Cam asta o să fie, fraților. Cam asta o să se întâmple când o să trească să o caut pe Ana. Cam asta o să fie, fraților. Cam asta o să se întâmple când o să trească să o caut pe Ana. O să vedem și noi așa puțin prin blocurile astea. Să analizăm harta mai bine, pentru că eu zic că așa avem șanse mai mari să o vedem pe Ana, dacă pot să văd prin blocuri, nu? Așa că da, când o să trească să o caut, o să văd efectiv prin blocuri, deci n-am cum să nu o văd și când o să mă ascund, o să mă fac invizibil, bam, frumos și gata, nu o să mă mai găsească niciodată. Haideți să vedem dacă o să-și dea seama că o trolez sau doar o să creadă că, bă, sunt cel mai bun la hide and seek și aia e, a avut și ea noroc ultima oară când m-a bătut. Ok, Ana, ești pregătită să-mi iau revanșa, pentru că ultima oară mie mi s-a părut că n-a fost corect, deci efectiv mi s-a părut că n-ai jucat deloc corect ultima oară și acum o să te bat. Bă, da, știi cum o să te bat? Nu o să mai știi de tine, Ana. Păi e vina mea că știu să joc. Hai că știi să joci. O să-ți arăt eu, Ana, cine știe pe bune, pentru că de data asta chiar o să încerc. Ultima oară am zis că hai că te las mai moale să câștigi și ea o dată, nici măcar o șansă. Bine, Ana, o să vedem la finalul clipului cine o să fie mai bun, eu sau tu. Ce să zici și tu? Auzi ce-mi zice Ana? Hai, bă, taci din gură. Ok. Hai să te vedem, Ana, în prima rundă cum o să te descurci. Ok, Ana, deci se pare că mă ascund să te văd. Ok. Deci tu nu poți să mă vezi în secunda asta, nu unde sunt sau unde merg. Că văd că eu te văd în fața mea aici, ba da? Hai că mă vezi, Ana, hai că te las. Alergi în fața mea, du-te bă de aici, că nici măcar nu sunt în fața ta. Hai să te văd, Ana, dacă mă găsești vreodată în viața ta, că am găsit un loc aici. Bă, tu știi ce loc am găsit, Ana? Poți să mă cauți tu cât vrei, poți să încerci, dar n-ai cum să mă găsești vreodată. Ia, acum când ai plecat? Ai plecat? Te-ai lăsat să pleci jocul? Da? Ok, Ana, hai să te văd, ai plecat, ok, ok. Deci tu ai plecat acum, bun, să te vedem unde mă găsești tu vreodată. Deci văd că ești foarte departe, nici măcar nu pot să te văd unde ești în secunda asta, dar e bine că încerci să mă găsești, dacă încerci, adică nu știu dacă încerci, dar cred că presupun că încerci să mă cauți dacă
ești la căutător, nu? Dar nu știu dacă ești pe harta asta cu mine, adică nici măcar nu-ți văd numele, nu-ți văd nimic. Îți dai seama, ești aproape. Băi, nu-ți văd numele, adică nu știu care e faza, nu știu exact unde ești. A reușit Bana să mă găsești, că nu știu dacă ești pe hartă cu mine, adică chiar cred că e un bug, că efectiv nu te-am văzut pe nicăieri. Pe unde sunt eu, gen? Încă te caut. Ești aici, nu în mall-ul ăsta aici în mijloc, unde e mașina asta aici, nu? Vezi o mașină portocalie în mijloc aici, că eu o văd, nu știu dacă suntem pe aceeași hartă. A, deci suntem pe aceeași hartă înseamnă. Dar nu știu unde ești tu, adică nu pot să te văd. Tu mă cauți măcar? Habar n-am, cred că ești invizibilă pentru mine sau nu știu, nu pot să te văd. Sunt lângă mașină. A, gata, te-am văzut, deci ești lângă mașină. Gata, te văd. Nu cred că e stricată harta, că efectiv nu o conduc eu. Bana, nu mai e prea mult timp să mă găsești. Îți reamintesc că ai decât 5 minute și deja se cam scurg, adică cât mai 3 minute mai puțin. Nu știu, ai destul de puțin. Unde ai găsit? Păi ce am găsit eu? Am găsit un loc bun, dar nu pot să zic unde. Costrați că să te ascund și tu după și nu pot să-ți dau locul meu bun de ascuns, dar sunt undeva unde e greu să te gândești la locul ăsta, adică nu e chiar așa. Înțeleg că tu vrei să mă cauți, dar e destul de complicat cu mine, Ana, înțeleg. Băi, Ana, te anunț că mai e aproape un minut să mă găsești și tu efectiv nici măcar n-ai fost pe aproape de locul meu, nu doar așa. Adică tu chiar încerci să mă cauți, dar nu ai fost, bă, nici măcar așa să zici că ai trecut pe lângă mine. Mă pierd pe aici. Hai, bă, Ana, că nici nu e grea mapa asta. Ia să vezi, dacă reușești să te găsești, recunoști că ești mai slabă decât mine la jocul ăsta, că mi se pare că eu mă pricep mai bine decât tine. Dar tu ai avut noroc atunci ultima oară și de-aia ai reușit să mă găsești, că altfel nu cred că reușești să mă găsești dacă n-aveai noroc. Nu e adevărat? Nu știu ce să zic, Ana, că ți-am spus, de data asta nici măcar n-ai fost pe aproape, să zic așa. De ce minți? Hai, Ana, că mai sunt vreo 20 de secunde și tu încă te învârți pe aici. Nu pot să cred că nu mă găsești, ok. Două secunde, Ana. Ok, fraților, tocmai ce m-a pus pe mut, că mi-am dat seama că am glow-ul ăsta de la joc, dar eu sper că Ana nu mă vede. Adică sper din suflet că Ana nu poate să mă vadă pentru că sunt invizibil, văd că încă nu mă vede. Ana, ai văzut ceva ciudat? M-ai găsit? Nu m-ai găsit? Ce s-a întâmplat? Hai că te-am bătut. 2, 1 și nu cred! Ce părere ai avut, Ana? Zi sincer dacă m-ai găsit tu vreodată în viața asta. Bă, nici pe aproape n-ai fost. Nu mi-a plăcut? Bă, ce să-ți fac? Nu poți să câștigi mereu, Ana. De data asta am câștigat și eu, na. Care e problema? Am câștigat și eu odată în viață. Deci nu te-am găsit? Păi și... Aia e, ăsta e scopul jocului. Dacă sunt bun la joc, n-ai cum să mă găsești dacă sunt atât de profesionist. Și mă supăr? Păi nu e așa? Păi ce nu e așa? Că sunt prea bun la joc și de-aia nu m-ai găsit. Lasă că oricum ascund mai bine. Bine, Ana, hai să te vedem. De data asta te ascunzi tu, dar dacă te găsesc acum mai repede decât m-ai găsit tu, că tu nici nu m-ai găsit, trebuie să recunoști că sunt mai bun ca tine. N-o să ai o șansă? Bine, Ana, hai să vedem. O să vezi că nu e chiar așa. N-o să recunosc că nu e așa? Bine, Ana, hai să vedem. Ok, Ana, deci tu te ascunzi de data asta. Bă, deci dacă te găsesc mai repede decât m-ai găsit tu, chiar înseamnă că mă joc mai bine, fără supărare, dar înseamnă că mă joc mult, mult mai bine, Ana, pentru că tu ai avut tot timpul din lume, te ascunzi și pe aceeași hartă, nu stai cum îți zic eu, bă, te ascunzi și pe aceeași hartă, Ana, deci ține minte, te ascunzi pe fix aceeași hartă, da? Deci dacă tu nu reușești să te ascunzi bine de data asta, înseamnă că, bă, chiar sunt mai bun decât tine, aia e, n-am ce să-ți fac, Ana, dar eu chiar am încredere în mine de data asta, păi nu ești bine, mă, Ana, hai să vedem care e mai bun decât care, pentru că eu chiar sunt determinat să te găsesc de data aceasta. Ok, Ana, deci deja pot să zic că a trecut niște timp, s-ar putea să ai o șansă, nu știu încă unde ești sau ce faci, dar bă, edita mai mapa, ai dreptate, dar eu tot zic că te găsesc, chiar dacă e mapa mare, mai încearcă, măcar zi-mi și tu, sunt aproape de tine, e ceva pe aici, nu știu, habar n-am, adică crezi că nu știu, nu zic, hai bă, dă și mie un ăsta, nu vrei să mă ajuți și pe mine, nu pot să cred că nu vrei să mă ajuți, pe bune, hai bă, Ana, chiar așa, adică eu chiar te-am ajutat data trecută și tu nu mă ajuți, că te crezi mai bun, bine mă, Ana, lasă că te găsesc fără asta, dacă zici, știu că... Ia, pe cine am găsit eu aici, Ana? Hopa! Ce faci, Ana, aici? Alo, păi ce e aici? Ia uite ce stătea la cărți aici, la citit. Bă, când ți-am zis că e ușor hide and seek-ul și că o să te găsesc imediat, nu m-ai crezut. Nabeleau, acum am făcut eu să te badă data asta așa ușor, zi tu sincer. Nu. Păi uite cât de ușor te-am găsit, adică asta e clar, ce e clar? Păi uite cât de ușor, bă, mi-a luat mai puțin de un minut, nici nu știu cât a durat. Că joc eu mai bine? Păi unde joci mai bine dacă am reușit să te găsesc? Bă, ce se oftică, Ana? Ce te oftici, bă, Ana, halul ăsta? Chiar așa? Faci mișto, nu-mi place.
place. E ciudat. Bă, n-am ce să-ți fac. Deci momentan e cât e scorul? 1-0, 2-0 de fapt, că nici nu m-ai găsit. Și te-am și găsit eu pe tine. Deci e 2-0, Ana, pentru mine. Pentru mine, uite ce se oftică. Da, 2-0 pentru mine, exact, Ana, exact. E pentru mine. Nu te mai oftică, Ana, n-am ce să-ți fac. Sunt prea bună, aia e. Bă, iar te ascunzi, Ana, nu pot să cred. Deci Ana se ascunde din nou, fraților. Wow, știi ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că o să o găsesc foarte, foarte repede, pentru că sunt prea bun la jocul ăsta. Știi că asta înseamnă, Ana, da? Deci tu înțeleg că vrei să arăți și tu ceva pe clipul ăsta. Înseamnă că nu o să mă găsești. Hai să te văd, Ana. Deci momentan e 2-0 pentru mine. Chiar așa să fie 2-0 pentru mine. Wow. Ok, deci acum ne jucăm tot în mult, dar în altă parte se pare. Ok. Hai să vedem, Ana, dacă am vreo șansă să te găsesc de data aceasta. Deci la prima vedere pare destul de greu, trebuie să recunosc, Ana. La prima vedere, chiar să vezi ce o să câștig eu aici. Bine, mă, Ana, bine. Deci pare destul de complicat, Ana. Nu știu ce să zic dacă o să te găsesc de data asta, dar o să râd în fața ta. Auzi ce-mi zice Ana? Bă, tu te cam oftici, Ana, nu ți se pare că te cam oftici așa un pic? Bă, Ana, e complicată harta asta, chiar pare mai grea decât aia dinainte. Să vezi ce râd. Auzi ce-mi zice Ana? Bă, tu faci mișto de mine, Ana. Deci efectiv chiar pare mai complicată decât ultima oară. Deci ultima oară te-am mai găsit eu pe la cărți pe acolo, dar acum nu știu dacă am șanse. Deci chiar nu știu unde poate să fie, mă, Ana. Deci nu cred, mă, așa ceva, Ana. Chiar să nu te găsesc, bă, mă oftic dacă nu te găsesc. Adică chiar ar fi nașpa să, nu știu. Bă, am început așa bine și să nu te găsesc unde să fii, pe undeva pe aici. N-ai nicio șansă, auzi ce-mi zice Ana. Doamne, chiar așa să nu te găsesc, mă. Oare pe aici, pe undeva? Nu-mi dau seama. Prin ușa asta pe aici, nici măcar nu știu unde poate să fie, mă, Ana. Ia uite, bă, deci pe aici nu e. Bă, nu știu ce să zic, mă, Ana. Deci, oh my god. Ok, ok, acum fără niciun mișto, chiar mi se pare greu să te găsesc, Ana. Deci chiar am trecut pe aici, chiar părea un loc unde ai putea să te ascunzi. Dar nu reușesc să te găsesc, Ana, pur și simplu, nu reușesc să te găsesc. Pleacă de aici că n-ai o treabă. Mă, tu faci mișto, eu nici nu cred că sunt pe lângă tine. Tu faci mișto doar ca să cred că sunt pe lângă tine, nu? Deci efectiv, uită-te și tu. Am o impresie că am văzut ceva, mi se pare că ți-a buguit numele sau ceva. Adică așa am crezut că te-am văzut pe aici. Păi ești departe, n-ai văzut? Am înțeles, da, nu. Deci chiar mi s-a părut că am văzut ceva, dar nu cred că ești pe aici. Hai că mă duc în altă parte a molului, da? Bă, nu știu ce să zic, Ana. Chiar așa să nu te găsesc de data asta. Uite, pe aici, pe la angajați. Și că doar angajații au voie aici, Ana. Da, nu, nu-mi place zona asta a molului. Mă duc în altă parte că nu cred că ești aici. Dar lasă că te găsesc, că încă am timp să te găsesc, Ana. Încă am timp să te găsesc. Nu știu dacă ți-ai schimbat locul sau chestii de genul, dar eu zic că am destul de mult timp să te găsesc. Adică aia e, dacă nu te găsesc acum, tot am 2-0 în față, așa că n-am problemă. Uite că nu știi să mă găsești. Bă, dar parcă când am fost aici n-am verificat locul ăsta. Oare să nu fi? Ia uite-o, bă, unde era. Bă, și am simțit-o, mă, pe undeva în locul ăsta. Ce faci, mă, Ana, aici? Ce faci aici? Bă, deci te-am simțit pe undeva pe aici, că m-am tot învârtit, dar uite cum era să trec pe lângă tine să nu te găsesc. Pleacă. 3-0, Ana, 3-0. Pleacă, nu mă vezi, auzi ce zice. Bă, așa ceva. 3-0. Nu că tu trișezi. Cu ce trișezi, mă, trișorule? Bă, ce sunt acuzațiile astea, Ana? Doar că mă joc mai bine ca tine. Nu mă mai joc cu tine. Auzi ce-mi zice, Ana? Wow, nu se mai joacă cu mine. Bă, ce te oftici, Ana, că nu câștigi. Vezi că nu câștigi? E frumos că nu câștigi să te oftici așa? Nu e așa? Oh my god, Ana, tu chiar faci mișto de mine. Pleacă de aici. Acum urmează să mă ascund și eu tot pe aceeași mapă, Ana. Deci dacă eu te-am găsit atât de ușor, trebuie să mă găsești și tu, poftim. Auzi ce zice, poftim. Hai, mă, nu te mai oftica atâta. Te găsesc la secundă. Bine, Ana, hai să-i dăm cu runda următoare, să vedem dacă te descurci la fel de bine ca și mine. Eu nu mai joc cu tine. Te oftici, aiurea. Hai să-i dăm cu următoarea rundă. Hai, Ana, dacă nici de data asta, hai să te văd. Auzi ce-mi zice? Dacă nici de data asta nu mă găsești și pe mapa asta am reușit, deși pe mapa trecută am reușit să te găsesc și pe asta, n-ai cum să te ascunzi? Bine, bine, Ana, hai să vedem unde n-am eu cum să mă ascund. Ok, ok. Poate chiar mă găsești de data asta. Bă, măcar o dată. Deci încep să mă simt prost, Ana. Încep să mă simt prost pentru tine, pentru că n-ai reușit să mă găsești nici măcar o dată. Tu îți dai seama ce înseamnă chestia asta, că n-ai reușit să mă găsești nici măcar o dată? Deci, bă, o dată să nu mă găsești, chiar așa faci mișto de mine, Ana. Wow, deci, bă, pe bune, adică am reușit eu să te găsesc și eu nu mă joc atât de bine. Adică am zis eu că mă joc bine, dar știi și tu că joc eu mai bine? Păi, dacă joci mai bine, cum nu mă găsești? Adică, nu înțeleg. Înțeleg că joci mai bine, da, să spunem că tu joci mai bine, păi atunci cum nu mă găsești, Ana? Dacă tu joci mai bine, efectiv, unde ești? Nici măcar
că nu te-am văzut meciul ăsta, ia. Unde cauți, Ana? Ia, opa. Deci te-am văzut pentru o secundă acolo, dar acum nu te mai văd. Ok. Deci sunt undeva prin zonă. Hai, vrei să-ți dau indicii? Sunt undeva destul de aproape unde ești tu acum în secunda asta. Uite, îți dau și niște indicii. Sunt destul de aproape de locul unde ești tu în secunda asta. Chiar cred că m-ai auzit că am călcat și pe o ușă. Eram foarte aproape de tine, acum nu mai sunt. Ce faci, Ana? Mă mai cauți? Nu mă mai cauți? Bă, fraților, deci ca idee, a scos-o serverul Pana. Deci s-a jucat atât de prost și am trollat-o atât de rău încât a picat serverul. Deci nu știu ce se întâmplă, dar Ana nu mai e pe server, efectiv. Bă, cât de rău o trolez. Deci ați văzut că mi-a și zis că trișez, nu-mi vine să cred. Wow! Bă, trebuie să intre neapărat să mai trollăm încă o dată. Bă, deci mi se pare prea amuzant, bă, fraților. Apropo, dacă facem măcar 5.000 de like-uri la clipul ăsta, o să mai facem troll-uri de genul, pentru că mi se pare prea amuzant, sincer vă zic. Ce vrei, Luca? M-ai scos de pe server fix când te găseam, ofticatule. Auzi ce-mi zice Ana, că am scos-o eu, bă. Efectiv, îți dădeam și indicii unde sunt când te-a scos. Efectiv, te-a scos de pe server și acum te oftici și zici de mine că eu te-am scos. Dar știi și tu că nu mă găseai și îți dădeam și indicii, Ana. Bă, îți găseam și indicii, îți dădeam. Ești prea ofticat, minți? Cu ce sunt ofticat? Că eu câștig. Vrăjeală, uite-te, știi ce-mi zice, bă, ce se oftică, Ana, nu cred. Mincinosul, auzi. Bine, Ana, fii atentă, fii atentă. Am o afacere pentru tine, Ana, fii atentă aici. Deci dacă te pun pe cea mai mare mapă din joc, deci fii atentă, fii atentă, că ești slab și rău și ofticat. Bă, ascultă-mă un pic, Ana, fii atentă. Te pun pe cea mai mare hartă de pe toată mapa, efectiv cel mai mare loc unde poți să te ascunzi, unde trebuie să te joci de la 4 playeri în sus, tu îți dai seama, adică e făcut pentru 4 oameni să joace. Te pun să te ascunzi acolo și dacă te găsesc, eu am câștigat tot jocul, dar dacă te ascunzi și e mult mai ușor pentru tine, tu câștigi tot jocul. Ce părere ai? Vrei să facem asta? Eu fac cât 10 că sunt prea bună. Bine, tu faci cât 10. Hai să te văd. Deci te pun pe harta aia mare să te ascunzi. Bă, dar dacă te găsești pe harta aia, trebuie să zici, fii atentă, trebuie să scrii pe chat, sunt slabă și Luca e mai bun la decât mine la hide and seek. Asta trebuie să scrii. Ba da, așa trebuie să scrii. Hai. Deci asta este afacerea. Dacă nu, ai pierdut acum la 3-0 și nu mai joc decât tine și ai pierdut de tot. Dar îți mai dau o șansă și te pun pe cea mai mare hartă. Zi, accept sau nu? Accept. Bine, dacă nu, trebuie să scrii chestia aia pe chat. Dar nu zic nimic, doar să jucăm. Nu, trebuie să spui, trebuie să spui că altfel nu mă joc cu tine. Bine, haide. Ok, Ana, ok. Hai să-i dăm drumul să te văd. Bă, deci cea mai mare hartă, vezi că e imensă. E dita mai molul unde să te ascunzi. Dacă nici acum nu te ascunzi bine, vai de capul tău, Ana, eu zic. Ok, Ana, ai 30 de secunde din această secundă să te ascunzi. Hai să te văd. Bă, deci e dita mai mapa asta, deci fără mișto, că, bă, e imensă. 3, 2, 1, cine nu e gata, îl iau cu lopata. Mamă, câta mai harta, Ana. Bă, păi pe asta nu te mai găsesc, prost pariu am făcut. Ok, și tu spui mie că dacă tu acum, păi nu ai cum. Ok, și dacă tu câștigi acum, tu câștigi de tot, corect? Deci tu câștigi toată tura, bun. Ok, dar fii atentă că o să te găsești și o să zici că sunt mai bun decât tine. Așa o să recunoști pe clip în față la absolut toată lumea. Doamne, dar cât de mare e harta, ești nebună. Bă, e tomolul, sunt toate hărțile combinate în asta. E harta prea mare să mă găsești, pe bune, că e prea mare să te găsesc. What? Oh my god, Ana, bă, câștigă, cred că. Mamă, nu știu de ce am făcut pariul ăsta, Ana, trebuie să recunosc că nu știu de ce am făcut acest pariu. Dar chiar nu știu care șansele să mă aduc în același loc cu tine. Doamne ferește, bă, ce pariu a fost ăsta? Oh my god, uite ce bine joc. Bine, mă, Ana, bine, hai să vedem. Totuși am 200 de secunde, poate mă mobilizez și te găsesc totuși. Poate am o șansă. Haide, Luca, că e imposibil, deci cel mai bun loc. Bă, nu știu ce să zic, Ana. Deci eu, mi se pare că am văzut eu ceva pe acolo, dar nu sunt sigur. Să fim partea asta pe aici, mă. Mamă, de imensă harta, adică nu știu care șansele măcar să vin în zonă. Deci nu știu care sunt șansele să vin măcar în zona unde ești tu. Doamne, deci efectiv mi se pare imposibil, Ana. Doamne, bă, ce pariu am făcut, mă, că acum o să mă bat. Oh my god, Ana, cred că o să mă bați, ești nebun. Nu pot să cred că o să mă bat. Bă, tu ți-ai schimbat locul? N-ai voie să schimbi locul, adică stai acolo unde ai stat de la început. Uite cât de bună sunt. Doamne. Schimba acum locul? Bă, n-ai voie să schimb locul. Uite că mă plimb. Bă, faci mișto de mine. Uite ce fug. Bă, n-ai cum să scrii și să fugi. Deci tu faci mișto de mine, Ana. Tu mă mint. Faci mișto de mine. Du-te de aici, nu cred. Deci chiar ți-ai schimbat locul de unde te-ai pus prima oară? Eu chiar fug. Nu cred așa ceva. Bă, ia uite-o, mă. Hai, mă, că faci mișto de mine, Ana. Dar știu că ești departe. Dansezi, auzi ce-mi zice? Oh my god, Ana. Păi eu n-am șanse să te mai găsesc. Mă, faci mișto de mine. Wow, unde să fie? Ia!
Opa, bă, cine am găsit eu aici? Caută mult și bine, bă. Oh my god, Ana, faci mișto. Uite unde stătea, pleacă. Nu pot să cred că te-am bătut și acum. Bă, ești un trișor. Bă, cea mai mare hartă. N-ai cum? Wow, Ana, n-ai cum să mă găsi? Cum adică așa repede? Că aproape s-a terminat timpul. E nebună, chiar te-am căutat ceva. Wow, Ana, bă, cea mai grea hartă. Nu pot să cred asta. Păi harta mare, wow. Bă, ce te-am bătut, deci chiar te-am bătut rău de tot. Nu lasă-mă că m-ai supărat, Maxim, nu. Ai trișat, nu accept, auzi ce zice, bă, Ana, gata, mă, treci peste, hai. Zice ce voiam să aud, deci nu are cum să câștigi doar tu. Hai, gata, lasă-mă, pa, și ai ieșit, nici măcar n-a zis. Bă, ce urât, nici măcar nu s-a ținut de promisiune, fraților. Wow, și ai ieșit și de pe Discord. Ai ieșit și de pe Discord, na beleaua. Ai ieșit și de pe Discord, wow. Deci se pare că Anei nu prea-i place când ne jucăm cu d-astea. Băi, fraților, dacă facem 5.000 de like-uri, v-am spus, o să facem și partea a doua. Adică partea a treia, că am mai trollat o dată la un hide and seek. Așa că dați neapărat pe butonul de like, pentru că, bă, chiar s-a supărat Ana, ești nebun. Wow, și nici măcar nu a... Bă, măcar dacă recunoștea să zică, da, bă, Luca, ești mai bun ca mine, dar n-a recunoscut, fraților, ce urât. Ok, cred că mă duc să o împac pe Ana. Nu știu dacă o să-i zic încă că a fost prank sau nu, pentru că n-am apucat să-i zic că a ieșit de pe tot. Dar chiar s-a enervat, ești nebun. Oh my god, bă, ce s-a supărat Ana, bă. Fraților, chiar acum le aștept pe prietenele mele Ana și Maria să intre pe serverul nostru de Hide and Seek și le-am pregătit o mică surpriză. Ceva de genul, fraților, o să văd eu, doar că o să le văd pe ele prin pereți. Aici văd că putem vedea harta și uitați-vă câte de-astea de redstone sunt pe aici, nu înțeleg absolut nimic, dar o să putem vedea prin pereți și când o să trească să ne ascundem, o să folosesc poțiuni de invizibilitate. Deci 100% sigur vom câștiga acest hide and seek. Haideți să vedem dacă se prind că o să trișăm sau nu. Apropo, foarte important, nu uitați primul link din descriere, merch-ul lucaluc.ro, avem tricouri și cu Ana, banana și rucsace și căni și șepci, avem super multe chestii. Puteți intra pe primul link în descriere, poate găsiți ceva ce vă place. Haideți acum să trecem direct la clip, să le chemăm pe server aici că bă, abia aștept. Ok, fetelor, sunteți pregătite să jucăm hide and seek și pentru că sunt un prieten foarte bun, o să fiu eu ăla care o să vă caute. Deci puteți să mergeți la hider, eu o să fiu seeker și o să vă mai arăt încă o chestie foarte, foarte mișto pe harta asta. Dacă veniți aici la skins, puteți să vă camuflați folosind niște culori, pentru că harta e făcută din culorile astea. Puteți să vă luați armuri cu culorile astea să vă ascundeți mai bine. Deci, băi, e prea ușor să te ascunzi aici. Cred că nu o să vă găsesc gen niciodată. Eu o să mă întorc acum la spawn, dacă găsesc, ok. Și o să aștept să vă luați fiecare câte o armură și după aceea o să dăm start. Păi atunci lasă-ne să ne deghizăm. Gata, am plecat, vă deghizați și după aia începem jocul. Da, bă, dacă pierdeți când vă ascundeți, sunteți noob rău de tot, că e prea ușor să te ascunzi, gen efectiv. Eu am mai jucat cu Ana harta asta, dar era noob rău de tot, era când s-a apucat de Minecraft. Acum am mai învățat și o să vedeți că, bă, e prea ușor, că te camuflezi, faci multe chestii pe harta asta. Ok, fetelor, oficial am dat start și aveți 2 minute. Bă, 2 minute vă ascundeți de vă plictisiți efectiv și eu nu pot să vă văd din păcate. Pe nicăieri, bă, era șmeche aia că puteam și eu să mă uit la voi, dar aia e, lasă că vă găsesc eu. Aveți 2 minute să vă ascundeți și cred că o să revenim după ce se ascund și fetele, să vedem. Bă, dacă am noroc să vă găsesc măcar pe una din voi două, eu sunt mulțumit, sincer. Fetelor, sper că sunteți pregătite, pentru că în orice secundă, vorba aia, cine nu e gata, îl iau cu lopata. Ana e roșie. Ok, deci Maria, văd că deja deja a schimbat echipa. Hopa, deci dumneavoastră îmi spuneți că sunteți camuflate, a? Deci ziceți că voi v-ați luat din alea pe voi, nu aveți skinurile voastre. Ok, unde ar putea fi? Bă, mă gândesc și eu unde ar putea să fie, bă, frate, oare Maria sau oare Ana? Unde se poate? Bă, parcă am văzut ceva pe aici, dar nu mai știu ce. Bă, oare e cineva pe aici? Seamă că am văzut eu ceva, dar nu sunt sigur. Bă, mi s-a părut mie sau e cineva fix aici cumva? Oh my god, cum arunca, bă, atâta? Alo, ce e chestia asta? Bă, tu trișezi, are hack-uri. Bă, aruncat, aveți? Ia uite, bă, parcuri, ești nebun? Bă, ce se întâmplă aici? Care ești? Că nu pot să-ți văd numele. Bă, nu se poate așa ceva. Bă, voi trișați. Deci nu pot să cred. Deci nu știu cine e aici, dar efectiv cred că e Maria și trișează cu nerușinare. Cum stai de la care mă aruncă efectiv? Păi așa n-am cum să vă bat niciodată. What? Oh my god, bă, nu o să vă mai găsesc niciodată. Nu pot să... treci încoace. Ce credeai, Maria? Că cât creai că o să-ți meargă cu mine? Doamne, bă, Maria, ce sărea ea, frate, și ce scheme făcea pe aici?
aici, ok. Deci am găsit-o pe Maria din prima, nici nu s-a ascuns atât de bine. Ia să vedem Ana aici pe aici, vino să-ți arăt unde e Ana. Mă, dar tu poți să... Bă, nu da pe mine. Păi stai, tu ești în echipă cu mine acum? Doamne ferește, nu pot să cred. Unde poate să fie Ana, Maria? O vezi pe Ana pe aici? Eu nu pot să o văd și mi se pare că eu chiar mă uit bine după aia, gen. Dar nu vă panică ieri, nu știu ce se întâmplă. Bă, Maria, vină încoace repede, că presim ceva aici. Eu zic că 100% e ceva aici, ce zici? Crezi că e ceva aici? Oh my god, chiar era! Bă, nu pot să cred că am nimerit. Stai așa, dă-te. Hai repede, după aia, du-te. Du-te tu, că eu o iau pe aici, pe sus. Cred că o să iasă afară, am o presimțire. Am prins-o, nu pot să cred! Doamne, cât de bun sunt, nu cred. Deci, bă, să joci atât de bine hide and seek, eu chiar mă pricep. Ia uite-o pe Ana, ce cap are. GG, am câștigat, bă. Nu cred. Și acum ce facem? Ne batem între noi? Ce facem? Bă, mă bate Maria. Mamă, tu Maria și eram în echipă cu ea. Doamne ferește. Păi gata, s-a terminat, nu? Nu e corect? Cum bă nu e corect? Acum toată lumea, noi pe cine mai căutăm? Ne batem între noi? Bă, ce vă bateți, bă? Doamne ferește. Bă, deci am câștigat prima tură. Ok, Ana, oficial o să avem 2 minute să ne ascundem. De ce m-ai aruncat? Doamne ferește. Fugi, gata, am fugit. Deci unde aș putea eu să mă ascund? Mi-am luat skinul ăsta. Nu spune ce culoare sunt, Ana, că noi suntem în aceeași echipă, ok? Nu după mine? Păi nu după tine, tu să nu vii după mine. Eu sunt pregătit aici, mi-am luat bățul ăsta, să o enervez și eu pe Maria. Deci dacă mă prinde Maria, o să o enervez cu bățul ăsta, dar nu se poate. De ce ești galben? Bă, nu spune ce culoare sunt. Nici nu există culoarea galben, lol. E verde. Mă, voi de unde știi ce culoare sunt? Sunt galben spre verde, gen. Hai să te văd, Maria, dacă reușești tu să mă găsești, ești chiar șmecheră. Deci chiar n-am ce spune. Dacă reușește Maria să mă găsească, m-am pus într-un loc de... N-are cum să mă găsească. Gata, m-am parcat. Auzi ce zice Ana? S-a parcat. Oh my god. Hai să te văd, Maria, că mă găsești. Gata, hai că vă caut. Hai să te văd, Maria. Deci eu chiar vreau să te văd dacă tu reușești vreodată să mă găsești pe mine. Deci sunt ascuns atât de bine încă nici eu nu știu unde sunt ascuns efectiv. Bă, Maria, ce faci că te văd? Ești foarte aproape de mine, efectiv. Maria, pleacă de aici. Ești super aproape de mine. Hai că sunt pe acolo. Bă, ce ai, bă? A, da. Bă, tu chiar mă crezi când îți zic că sunt aproape de tine? Pă bune, eu sunt complet în altă parte, efectiv, gen, nici nu am treabă cu tine. Uite-te și tu ce încearcă ea, se urcă Maria pe ceva pe acolo. Văd că încearcă ea să facă ceva, dar nu prea iese, n-ai. Eu sunt într-un loc super secret, Maria, n-ai cum să mă găsești vreodată aici. Ia uite ce se uite ea în părți pe acolo. Ce, bă, Maria, nu poți să mă găsești? Ia uite-o, Doamne. Opa, Maria, ești foarte aproape de mine. Sau poate ești foarte departe de mine, te-ai gândit la asta? Poate sunt camuflat, poate chiar sunt pe aici, gen. Poate sunt gen foarte aproape de tine. Te-ai gândit la asta? Te-ai gândit la chestia asta? Ce? Maria este undeva în zona roșie acum. Nu pot să spun mai multe, dar este undeva în zona roșie și eu nu sunt în zona roșie. Sau poate sunt în zona roșie. Cine știe, dar văd că n-are nicio treabă, Maria. Trecu pe lângă mine de 3 ori. Ana, te-am văzut? Bă, am văzut-o pe Ana. Fugi, Ana, fugi. Mamă, și eu văd pe Ana. N-are nicio treabă, Ana mea. Ia-o tot ce alergă. Ia-o tot și pe Maria după ea. Bă, deci cu mine n-are nimeni nicio treabă. Mi se pare prea amuzat că nu puteți să mă vedeți. Deci sunt fix aici efectiv și lumea nu mă vede. Doamne ferește. Hai, bă, Maria, deci eu stau camuflat și tu nu mă vezi? Dar se duce după Ana, mă, nu, n-are chef de mine, Maria. Doamne, ia uite-le, bă, ce fac. A căzut, Maria. Bă, Maria, pleacă de aici, că sunt fix aici. Sunt fix lângă tine, efectiv. Sunt camuflat, Maria, nu mă vezi? Nu mă vede, nu pot să cred. Sunt prea camuflat, Maria. Deci chiar nu pot să cred că nu mă vede. Uite-te și tu, Doamne, sunt prea bine. Tot îmi iau damage. Maria, sunt eu camuflat, cum adică? Nu știi că pot să am costum din ăla? Am costum de ăla și sunt camuflat. Doamne, oh my god, uite-te și tu, gen. Bă, Maria, ia, se bate cu Ana pe acolo, iară că... Ai, bă, Maria, că tu faci mișto, nu pot să cred. Nu pot să cred că nu mă vezi, sunt camuflat fix aici, lângă tine. Oh my god, Doamne, iar începe să meargă după Ana, am înțeles. Bă, a prins-o pe Ana, nu cred, fugi, Ana, fugi că te văd. Mamă, ce-i face Ana, nu pot să cred. Bă, Maria, chiar așa, oh! Ia că am dat-o Anei. Sincer, am rămas doar eu. Sunt foarte aproape de Maria, de aia nici măcar... Oh my god, e și Ana acum care mă caută. Ok, stai așa că am aici o micuneltă secretă. Știu eu un drum secret pe care voi nu-l știți. Uite, băi, se bat între ele. What? Voi sunteți în aceeași echipă, nebunelor. Doamne, ele se bat între ele, n-am nicio treabă. Hai, bă, Maria, nu poți să mă găsești unde sunt. Deci eu nu vine să cred. Efectiv, am fost pe toată harta, numai pe lângă tine am stat, Maria. Bă, voi nu vă mai bateți că sunteți în aceeași echipă. Uite, și
Ana, nici măcar Ana nu știe unde am fost și am fost în echipă cu ea. Uite ce dă pe aici, Ana, eu sunt ascuns undeva, dar nu pot să zic unde. Ia, bă, m-a văzut, sau? Nu m-a văzut, mă, n-are cum să mă vadă. N-a, nicio șansă să mă găsiți, fetelor. N-aveți cum să mă găsiți. Nu puteți, nu puteți să mă găsiți. Ia uite. Doamne ferește. Oficial s-a terminat și timpul și am câștigat, fetelor. Îmi pare rău, dar m-am ascuns mult prea bine. Unde erai? Bă, nu pot să zic că nu eram într-un anume loc, dar gen aveam armuri din alea. Eu mi-am luat mai multe armuri din alea de camuflat și m-am tot camuflat în mai multe locuri, dar n-ați văzut voi. Adică m-am camuflat super bine. Cum adică? Băi, bă, bune, chiar așa e. Adică chiar m-am camuflat. Bă, la ultima oară când ne-am jucat harta asta, m-am camuflat atât de bine încât n-ai avut nicio șansă să-ți dai seama pe unde eram și erai noob și nu înțelegeai pe acolo. Așa a fost și acum. M-am camuflat super bine, efectiv. Am luat toate armurile alea. Dar aia e. Deci se pare că cine se ascunde acum? Deci a fost Maria. Acum Ana trebuie. Bă, și de ce tot îmi luam damage? Păi pentru că te mai loveam eu, că aveam armura pe mine și nu mă vedeai, că eram camuflat. Aia e. Deci sunt eu cu Maria și ne ascundem de Ana. Ok, ok, Ana. Hai să te văd cât de bună ești, Ana, dacă poți tu să mă găsești. Hai. Stai așa să beau și o armură, stai așa. Ok, Maria, tocmai ce a început runda cu numărul 3. Da, m-a aruncat Maria, dar nu mai știu de mine. 2 minute de plictiseală, zice Ana. Lasă, bă, că eu cu Maria o să ne ascundem. Bă, da, tu de partea cu ești, Maria. Tu de... Hai să ne ascundem împreună. Vino încoace, vino încoace să ne ascundem împreună. Ok, fii atentă. Maria, îți arăt un secret pe harta asta. Îți arăt un secret. Dar trebuie să mă aștepți aici. Trebuie să mă aștepți aici. Nu pot să ți-l arăt efectiv. Trebuie să mă duc eu undeva. Tu stai acolo. Du-te în altă parte, că trebuie să mă duc eu să fac o chestie aici. Așa, ok. Bun. Vino încoace, Maria, vino încoace. Uite, ia chestia asta. Deci există un loc pe harta, nu pot să zic exact ce e asta. E o chestie secretă, să o folosești dacă ai nevoie. Dar să nu-i spui Anei de chestia asta că există. E un loc secret pe hartă, dar Ana nu știe, e noob. Ok, hai să vedem unde putem să ne ascundem noi. Stai așa ce... Mamă, să-i chiunuz la culoarea bună, oulu. Da, Ana, să știi că Luca e roșu. Da, sunt foarte roșu. Sau poate chiar sunt roșu, cine știe. Ok, stăm foarte bine, Maria, nu știu unde ne putem ascunde, dar vino încoace după mine. Ia să te vedem, Ana, gata, a început și runda. Oficial vine Ana după noi. Hai să te văd, Ana, dacă reușești tu să mă găsești pe mine vreodată. Bă, că Maria n-a mai vrut să mai stea cu mine, aia este. Eu mi-am pregătit aici o ascunzătoare secretă, să spun așa. Și să vedem pe Ana acum cât de bine se descurcă să mă găsească. Pentru că Ana, că e pro player, ea mereu zice că e cea mai bună. Eu tot pe Maria. Eu, bă, ce face Maria? Bă, Ana, ai trecut fix pe lângă Maria, nu pot să cred. V-am văzut pe amândouă, efectiv, mai devreme. Doamne, ele n-au, mă, nicio treabă. Se ceartă între ele, eu stau liniștit în ascunzătoarea mea secretă aici. N-o să mă găsiți niciodată. Eu sunt bine, nu plec. Mamă, ok, hai, Ana, chiar așa nu biești. Eu sunt prea bun la camuflat, asta e problema. Adică eu chiar mă camuflez prea bine. Aoleu, deci mi-au damage. Ce e asta? E un bug de la hartă, că toată dacă ești sicără să mai ai damage, că eu și Maria aș mai lua. Dar acum nu știu ce să zic, Ana. Sau poate e cineva care este camuflat foarte bine pe aici și pur și simplu nu poți să-l vezi, cine știe. Poate chiar așa se întâmplă, adică n-ai de unde să știi ce se poate întâmpla. Mă, ce? De ce ești, mă, confuz, Ana? Ce se întâmplă? Ana, e cam... Ce a sărit Maria pe aia? Nu pot să cred. Oh, mă, cer cu fantomele, bă. Oh my god, a bătut-o pe Maria. Ok, a pierdut Maria. Hai, bă, iar am rămas singur. Dar voi acum trebuie să jucați în echipă, nu trebuie să vă bateți după ce ai bătut-o. Gata, acum și ea mă caută și Maria mă caută pe mine. Hai, bă, dacă nici acum nu mă găsiți amândouă, deci nici data trecută, nici acum, pe bune, chiar cred că faceți mișto. Uită-te și tu. Deci sunt în același loc de toată runda asta, am fost în același loc. Uită-te și tu. Doamne, și aveți 8 minute, pe bune, nu mă găsiți în 8 minute. Uite și tu pe Maria. Bă, Maria chiar încearcă, de ea nu știe că eu pot să fiu mai aproape decât ar putea crede vreodată. Efectiv, deci efectiv mi se pare mult prea funny. Deci voi n-aveți nicio treabă. Vedeți că câteodată mai vine așa câte un hit pe voi, dar voi nu vă dați seama că e ceva ciudat, nu? BRB, mamă, Maria a plecat de la calculator. Bă, mă, ia vântul. Bă, da, dar nu pot să cred, tu chiar nu mă vezi, deci sunt camuflat fix în zona unde ești tu acum. Și efectiv tu nu mă vezi, nu pot să cred, efectiv. Prietena mea s-a supărat. Oh my god, nu mai joacă. E, păi dacă nu pot să mă găsești, dar ce să-ți fac? Unde ești?
Bă, Ana, calmează-te, că n-ai cum să mă găsești. Sunt prea bine camuflat. Adică eu sunt pe aici lângă tine. Deci gândește că știu să mă camuflez atât de bine pe jocul ăsta. Oh my god, nu! Oh, ia, sunt acolo, sunt în perete, Ana. Sunt băgat în perete. Hai că sunt acolo, hopa. Bă, era să mă găsească. Dar tu chiar nu-ți dai seama dintre armură, gen cum arată armura și cum arată blocul? Adică tu chiar nu ți-ai dat seama până acum? Uite-te și tu. Deci ești fix, era fix în spatele tău și nu m-ai văzut. Doamne. Păi stai. Deci efectiv tu nu-ți dai seama diferența între armură și cum arată blocul. Doamne. Uite ce confuză e. Ia, ia. Ce caută mâna? Oh my god. Ia. Opa. Mă, ce-a făcut? Unde ești? Îmi iau și damage. Gata, am revenit, a venit și Maria înapoi. Se termină runda și nu mai puteți să câștigați. Doamne, tu trișezi, cred, Maria? Hai bă, cum să trișezi? Pă bune, mamă, ce m-a aruncat Maria. Mă, mai chiar nu m-a găsit. Nu pot să cred. E pe creativ? Cum o să fiu pe... Efectiv, m-ai lovit mai devreme, Ana, acum, adică sunt pe creativ. Doamne. Vezi că are poțiuni, că mi-a dat și mie? Bă, nu e adevărat, e o mare minciună asta. Nu există. Nu există poțiuni în jocul ăsta. Nu e trișor. Bă, 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 există de la hartă, gen, să-ți dea niște poțiuni. Dar nu e, e o poțiune care, gen, doar sare mai sus, atât. Trișorul, și ce poțiune ți-a dat? I-am dat din aia să sară mai sus, atât i-am dat, pentru că numai de-aia există. Din aia, da, exact, de-aia i-am dat. În rest, mă, camuflez eu prea bine, efectiv. Doamne ferește. Fetelor, nu știu cum să vă spun, dar eu am câștigat fiecare meci, bă, fiecare meci, mă bune. Spune și mie unde erai. Păi ți-am spus că eram camuflat lângă tine, ți-am dat 100 de hituri. Acum e Luca Seeker, eu cred că tu iar trișezi. Cum adică iar trișezi? Ce vrei să spui cu asta? Efectiv eram acolo. Ești trișor mereu. Nu sunt trișor mereu, eram lângă tine și nu ți-ai dat seama. Am poțiuni că-ți dă harta poțiuni. Cum? Ok, știi ceva? O să vă arăt, uite, poftim. Nu ai ce poțiuni să ai, frate. Uite, mă pun eu la din ăsta care caută și o să vedeți că efectiv o să vă găsesc, pentru că nu trișez, că nu există poțiune să vă găsesc pe voi, da? Așa că să vedeți cât de repede o să vă găsesc și o să vedeți că eu sunt cel mai bun la fațe ascunsele din România, gen. Ok, fetelor, deci ziceați voi aici pe chat că chicken n-are cum să mă găsească. Wow. Deci voi mă bârfiți acolo pe chat cumva că n-am cum să vă găsesc. Ok, ok. Hai să vedem. Deci unde ar putea fi Ana, Banana și Maria? Aici stau, nici nu mă uit la monitor și tot nu mă găsesc. Wow, deci e foarte convins Ana că chicken nu am cum să vă găsesc. Bă, eu am un instinct la hide and seek, ok? Eu știu, efectiv mă gândesc ce ar face Ana, pentru că eu cunosc prea bine pe Ana. Și Ana, cred că s-ar duce undeva printr-o zonă mai așa pe aici. Bă, nu știu sigur. Dacă aș fi Luca Luke, m-aș uita la culoarea roșie, că acolo sunt, auzi ce zice? Da, acolo ești? Păi și... pe cine am găsit aici, a? Atunci pe cine am găsit aici? Ia, ia, ia. Cine era? Ana Banana. Chiar era la roșu. Doamne, bă, cât de repede te-am găsit, Ana. Te-am găsit, cred că în 10 secunde. 10 secunde, cred că mi-a luat să te găsesc. Wow, am crezut că merge. Hai că ți iese cu mine. Ce ai, Bana, că mă așteptam să fie acolo. Era cel mai logic o să te duci acolo. Cum adică am trișat? Cum poți să trișez? Explică-mi tu cum aș putea să trișez. Dacă îmi spui tu cum crezi că am trișat, atunci zic, da, bă, poate are dreptate, poate chiar am trișat. N-am cum să trișez. Și tu, cum adică, bă, credeți că trișez? Că nu trișez. Am făcut doar ăsta zi, am făcut rost de poțiune acolo, când eram acolo. Eu știu unde e Maria cu poțiunile. Păi poțiunile mi le dă ăsta zi. Le-a dat serverul, efectiv, pentru că așa este jocul. Stai așa, Ana, că parcă să fie ceva pe aici, mă. Ia stai, hopa. Ia, că am auzit eu ceva pe aici, e ceva dubios. Se întâmplă ceva aici. Măi, e cineva aici, oare? Na, nu cred că e nimeni aici. Nu cred că e. Sau să fie, mă, cineva. Să fie cineva. Na, nu cred. Chiar n-are. Nu, n-are rost, Ana. N-are rost. Nu e acolo. Zic eu că m-am verificat. Bă, e fix aici, nu cred. Mamă. Bă, și eram atât de sigur că nu e acolo. What? Bă, Ana, am verificat și nu era acolo, efectiv. Bă, tu de partea cu ești? Pleacă de aici. Du-te de aici, trebuie să o găsim. De partea Mariei, tu ești de partea Mariei că ești trișor. Cu ce sunt? Doamne, ferește, ci că sunt trișor. Hai, bă, Maria, de ce? Efectiv, eu nici nu-mi dădeam seama că ești aici dacă nu era Ana care să strice totul. Ți-a stricat, Ana, toată deghizarea, că eu nu mă duceam până acolo. Ia uite, mă aleargă Ana. Bă, mai faceți echipă și Ana e echipă cu mine. Doamne. Bă, Maria, trecem. Ia uite, bă, ce, bă? Doamne.
Bă, e corect ce se întâmplă aici, e legal ce se întâmplă, bravo Ana. Mă, eu nu te înțeleg, Ana, tu cum poți să vii de partea Mariei, efectiv? Doamne ferește, ia, stai că te-am văzut, crezi că nu te-am văzut aici? Treci încoace, vino încoace, te-am pierdut, lasă că am găsit-o eu pe Maria, vino încoace Mario, vino încoace Mario, unde ești, unde ești? Ah! Nu, nu poți să, bă, dar are prostia aia, nu? Are chestia aia care mă tot, bă, dar voi faceți, bă, faceți echipă. Eu, să știți că eu nu mă mai joc cu voi dacă trișați, mie nu plac trișori. Eu mă joc frumos și așa ar trebui să vă jucați și voi. Foarte, foarte frumos. Uite-te și tu. Deci, efectiv, Doamne, deci nici nu știu unde s-a dus acum. Unde e, mă, Maria? Unde a dispărut Maria? Că nu mai văd. Doamne ferește, efectiv a dispărut Maria, nu pot să cred. Deci nu vine să pleacă de aici. Ah! Bă, voi faceți echipă, frate. Doamne ferește. E, știi ceva? Ia treci, bă, Ana, încoace, dacă faci echipă. Haha, am câștigat. Păi trebuie să treacă timpul, Maria. Și abia te-am găsit de la început, adică eu am tot timpul să te omor. Cum adică să câștigi. Hai, hai pe ea că m-a aruncat. Acum vrei să ne batem cu Maria? Uite-te și tu, deci efectiv trișează Maria, nu pot să cred. Uite-te și tu. Doamne, deci cum se joacă? Deci nici n-are voie să joace așa și uite-te și tu cum joacă Maria. Wow! Deci abuzează. Du-te, Ana, du-te, du-te, dă-i, dă-i. Bravo, bravo, bravo. Așa. Ana acum e de partea mea dintr-o N-ai cum să fugi toată ziua, Maria. Pare rău, dar te-ai cam dus. Gata. Deci Maria e cea mai slabă jucătoare la hide and seek. E prea ușor, prea ușor. Bă, a fost prea falic. Ok, ok, trebuie să vă zic ceva. Trebuie să vă zic ceva, pauză, pauză un pic. Fetelor, trebuie să vă zic adevărul și acela este că practic eu vedeam prin pereți. Și gen, da, eram sigură. Ce? Da, eu vă vedeam prin pereți. Vă dați seama că și când eram de la de se ascunde, gen, eram invizibil. Și cu poțiunile știam eu că e ceva. Deci mereu faci asta, mereu trișezi. Bă, dar m-am distrat și odată. De câte ori am mai trișat eu? Pă bune, hai că n-am mai trișat de atât de multe ori. Bă, doar a fost așa odată acum, gen, să mai râde și noi, să mai alea. Hai, bă, ai uitat cu butoanele? E, aia a fost altă poveste. Oricum, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și un subscribe. Mărciul pe primul link din descriere. Dacă mai vreți să apară Maria și Ana, trebuie neapărat să le scrieți în comentarii. Luca e un trișor, așa trebuie să spuneți ca să nu se simtă prost. Și ne-au zis și noi pe data viitoare. Pa, pa. Fraților, a venit momentul să o trolăm din nou pe prietena mea, Ana. După cum bine știți, am jucat Find the Button acum vreo 2-3 zile cu prietena mea, Ana, și a câștigat. Ei bine, m-am gândit eu cât de tare ar fi să o trolez puțin pe ea. Deci vedeți că acum am zis că are nevoie la baie, nu e la calculator, e perfect să fac intro-ul. Deci, practic, eu am instalat un resource pack, care dacă mergem aici, îl avem aici, X-Ray Ultimate, nu știu ce. Bam, îl băgăm și uitați-vă ce se va întâmpla. Doamne, abia aștept să fie mult prea troll. Deci vedeți că dintr-o dată vedem prin blocuri și putem vedea foarte ușor peste tot unde sunt comment blocuri, putem vedea unde sunt butoane, levere și așa mai departe. Deci o să fie foarte, foarte mișto, pentru că uite, eu dacă sunt după ăsta, bam, văd butonul acolo, mă duc și la păs. Deci sigur o să câștigăm de data asta și vreau să trolez să văd dacă se prinde, că se întâmplă ceva dubios dacă tot găsesc butonul primul și chestii de genul, așa că dați neapărat un like dacă vă plac clipurile astea de troll, pentru că eu cred că o să iasă foarte, foarte interesant. Și acum trebuie doar să așteptăm să se reîntoarcă de la baie, presupun. În sfârșit s-a întors Ana de la baie. Ana, am făcut și intro până ai venit tu la baie. Deci efectiv am făcut intro fără tine. Bună, bă, nu mai contează acum. Bună, gata, am făcut intro, ce să mai bună. Ana, am venit să îmi iau revanșa. Ce părere ai că tu m-ai bătut prima oară la Find the Button cu un punct diferență, adică nu atât de rău mai bătut, dar astăzi vreau să te bat la Find the Button ca să-ți arăt că sunt mai bun decât tine. Ce părere ai de chestia asta? Eu am o părere foarte, foarte bună. Haide, vreau să ne jucăm, nu mai vreau să mai stai să mai scrii nimic, poți încerca oricum ce mai bună ca tine. Hai, hai la Forest prima oară, ce părere ai? Hai să-i dăm pe Forest. Primul nivel, nivelul numărul 1, Forest. Ok, Ana, eu o să stau puțin așa să văd dacă pot să simt butonul pe unde e, pentru că nu vreau să mă grăbesc. Uite, îți dau și avantaj, poți să pleci înainte, nu mă deranjează. Eu o să găsesc butonul de unul singur, desigur, pentru că nu poate să fie atât de complicat. Ia, gata? Și gata, bă. Că nu e n-ai, iar faci troll, că nu e niciun buton la tine acolo. Cred, presupun, nu știu. Doar am spus că nu cred că ai găsit butonul chiar așa de repede. Dar unde ar putea fi butonul ăla, Ana? Ai găsit ceva pe aici?
Nu pare nimic pe aici, sincer să fiu. Da-te așa, lasă-mă să mă uit. Bă, fraților, m-am dat iar pe mut pe Discord acum. Deci, ia, uite-l mă unde era, nu pot să cred. Bă, de, voiam să vă zic că e greu până și cu ăsta, ești nebun, dar mă, normal. Ia stai așa. Gata, l-am găsit, Ana, ce părere ai că eu văd butonul chiar aici, dar nu ajung la el. Stai așa, lasă-mi o secundă, uite-l unde era. Level complete. 1-0, Ana, îmi pare rău, aia e... Ăsta este scorul de final, am apăsat eu, nu contează cine a apăsat, am vorbit de clipul trecut, e cine l-a găsit, pentru că eu ți-am arătat unde e, adică logică l-ai apăsat, lol. Haide la următorul nivel și nu te mai oftica pentru că este 1-0 din prima, așa, chiar din prima, ia uite-o pe Ana ce apasă, ăla nu e buton, Ana, e un buton fake, Doamne, nu te-ai învățat, minte cu butoanele. Da, uite cum arată chestiile astea, așa, chiar zici că-s butoane, actually. Ok, deci ne-a pus foarte multe butoane fake creatorul pe aici, dar doar unul este adevărat, Ana. Uite, nu e ăsta, ăsta este un buton fake, domnișoară. Dar butonul adevărat se află undeva pe aici. În orice secundă vom găsi butonul care este chiar... Bă, nu e nicăieri, actually. Ana, cred că n-avem buton, gen. Nope. Ok, mi-am luat trap. Bun. Unde poate fi butonul, Ana? Uite-te câte de-astea fake avem pe aici și efectiv nu găsim butonul. Păreri? Păreri, Ana, că harta asta e mai grea decât, decât aia de am jucat-o ultima oară, că nu găsim... Nu găsim nici, bă, deci simt că nici dacă aș avea o putere miraculoasă să văd butonul prin pereți, tot n-aș vedea butonul, ești nebun? Deci mi se pare o bătaie de joc harta asta. Bana, deci eu dacă aș vedea prin pereți, eu n-aș vedea butonul ăsta. Nu-mi imaginez unde poate... Wait. Oare? Nu pot să cred. Știi unde era butonul? Era ascuns de fum, Ana. Era ascuns de fum, pentru că verificasem toată harta și nu avea unde să fie decât undeva ascuns. Era în fum, Ana. Părere, am văzut și eu acum. Ai, că ai văzut-o atunci. E, aia e, Ana, 2-0 până acum, dar e ok. Mamă, nivelul 3 așa din prima. Bă, Ana, nu știu ce să zic de nivelul 3. Cred că nu-mi place. Nu-mi place nivelul 3. Și am o impresie că o să mă bați acum, pentru că... Ia, tași, că eu verific acum cu peste tot. Ia, dacă am primit o sabie, păreri? Oh my god. Da, mă, e chiar greuț ăsta. Mi se pare mai greu decât prima hartă. Ce părere ai, Ana? Chiar mi se pare mai greuț această hartă decât prima, dar nu atât de grea, pentru că tocmai ce am găsit și al treilea buton, Ana. Nu știu ce să zic, am și sabie, na, că-ți dau o bucată, dar nu mai știi de tine. Doamne, deci 3 butoane, Ana, 3-0? Tu trișezi? Cum trișezi? Cum trișezi? Explică-mi tu că am găsit 3 butoane. 3 butoane, Ana. Bă, nu 1, nu 2, 3 butoane. Pe unde crezi că este al 4-lea? Crezi că îl vei găsi tu are pe al 4-lea? Sau îl voi găsi tot eu pe al 4-lea? Pentru că chiar am încredere. Deci eu chiar am încredere în mine că o să găsesc butonul, Ana. Mă duc în sus. Nu mă interesează de nimic. Bam, frumos. Nu știu de tine, dar eu mă cocoței pe ăștia pe aici. Dar nu cred că e pe sus. N-are rost să fie pe sus, Ana. Eu zic că nu e pe sus. Și cred că se află pe undeva pe la mine pe aici. Dar... Ia uite ce vine repede după mine. Dar de ce vine după mine? Ai impresia că îl găsesc și că nu îl găsești tu? Sau care este faza de... De tot vii după mine, a? Tu vii? Cum, bă, eu vin? Eu aici eram în toată existența mea, am fost aici. Dar un buton eu nu văd. Bă, dar poate nu e în copac, Ana, te-ai gândit că poate nu e în copac? Tu ce faci? Încă cauți prin copac? Nu știu, eu am luat copacii la rând așa. Și nu prea l-am găsit, dar parcă, opa. Bă, nu te cred, Ana. Deci eu nu te cred ce am găsit eu aici. Să-ți mai zic că am mai găsit un buton? Ce veni și tu repede? De ce vii și tu repede? 4-0, Ana. 4-0. 4-4. Cum s-ar spune? 4-0. Ce părere ai? Ce părere ai? Te-ai jucat înainte? Băi, prima oară când am luat, da? Deci știi că am și vorbit ce să filmăm? Adică eu nici nu știam că o să filmăm exact Find the Button. Eu de unde să știu? Hai, minți? Nu mint cu nimic, Ana. Eu nu mint cu nimic. A, uite, avem la beach. Hai la plajă, la mare, Ana.
să găsim butonul la mare, ce părere ai? Crezi că o să-l găsești înaintea mea? Ba, măcar aici dacă îl găsești, e șmecheră. Măcar aici să-l găsești că la mare ești mai în elementul tău, că mi-ai zis tu că îți place să mergi la mare, să te distrezi, și mie îmi place să mă distrez la mare, dar îmi place să găsesc butoane mai degrabă. Dar acum nu știu ce să-ți spun, Ana. Nu știu ce să spun, că salvamarul ăsta cred că îmi zice mie ceva. Cred că vrea să-mi comunice ceva, dar nu știu eu ce, Ana. Ce cap ai? De unde-i capul ăsta? Ana 5-0, ce părere ai? Te-ai uitat pe... Bă, nu m-am uitat pe net. Mă, nu eram cu tine mai devreme. Nu, fii atentă, nu eram cu tine mai devreme când am ales harta. Uite, uite-te în ochii mei. Nu am stabilit amândoi care e harta, că ți-am dat partajare pe Discord. Cum nu? De ce minți acum? Cu tine pe Discord am ales harta mai devreme. Ok? Nu pot să spui că m-am uitat în dinainte, pentru că nu m-am uitat, pentru că am ales-o tocmai cât am fost la baie, te uitat pe net. În primul rând, harta aia nici măcar nu are tutorial. Taci din gură că nu m-am uitat pe net. Pur și simplu sunt mai bun decât tine. 5-0. Te rog frumos să... De ce te enervezi, mă? Te rog frumos să fii mai bună la jocul ăsta dacă vrei să ne jucăm, pentru că... Hint. One step closer. Uite, știu că a apăsat pe hint. Ana a băgat un hint direct așa de început. Am înțeles. Bun, zi-mă, Ana. Găsim sau nu găsim... butonul și de data asta, adică eu dacă îl găsesc, că tu nu prea ai găsit butoane clipul ăsta, nu știu ce ai făcut, ai dormit, ai, bă, nu știu ce ai făcut, dar nu prea, butoane nu prea ai servit, am observat, dar lasă că poate servesc eu pentru tine. Cu ce trișez? Explică-mi cum aș putea trișa vreodată în viața mea, că eu în primul rând nici măcar nu trișez, dar dacă aș trișa... Probabil aș câștiga mai mult. Te-ai jucat dinainte? În primul rând, nu vezi că îmi iau o groază și mie să găsesc butonul? Dacă trișeam, măcar mă duceam și eu direct la buton. Băi, fraților, lumea o să mă înjure în comentarii, ok? Deci vă jur, bă, vă jur, ne uităm de 10 minute, eu cu hack, Ana fără, și nu am găsit absolut nimic. Acum sunt pe mut, ea nu mă aude, normal că doar nu-i ziceam că am hack, dar efectiv nu găsesc nimic. Ana, zi-mi, te rog, părerea ta, că eu nu am găsit absolut nimic, cred că renunțăm la asta. Deci eu chiar cred că renunț, deci nu găsesc nimic. Și nici nu am văzut că n-ai găsit nimic, nici eu. Bun, deci suntem de acord să renunțăm la nivelul ăsta, că eu nu mai joc nivelul ăsta, deci eu nu mai pot. Cu nivelul ăsta nu se mai poate. Renunțăm sau nu? Zi sincer. Da? Bun, gata. Level complete, Ana. Oh my god, one step closer. Oh my god, fii atentă, vino înapoi la ocean. Stai, fii atent, nu pot să cred. Deci dacă dai pe hint, ne-a zis one step closer, adică ești cu un pas mai aproape, pentru că ești fix lângă buton, Ana. Butonul în tot acest timp a fost ăla de a te duce înapoi în hub. Ce părere ai? L-am găsit. Doamne ferește, deci ăsta nu s-a pus. Nu pot să cred ce a fost asta. Ok, Ana, de data asta nu mai apăsa back to lobby, că n-are cum, nu o să ne pun acum toate butoanele înapoi în lobby sau ceva. Și nu mai apăsa nici pe hint, pentru că nu avem nevoie de hint. Nu avem nevoie de hint, sincer, pentru că am găsit butonul, Ana. Eu l-am găsit deja. Ce face acolo? Eu am găsit butonul. E 6-0, Ana. Ana, e 6-0. Te rog frumos, te joci și tu cu mine sau mă joc singur? Explică-mi și mie. Mă joc singur aici? Cu ce trișesc? Că doar le găsesc, că sunt foarte, foarte profesionist. Nu am căutat înainte, Ana, doar le găsesc. Aie, hai următorul, nivelul 8. Am făcut 6, că unul nu s-a pus. Deci am 6-0, Ana. Nu știu cum o să te descurci tu să-ți revii. Mamă, dar câta mai chestia avem aici, Ana. Odita mai chestia. Ce faci, bă, îmi deschizi ușa? Oh. Țeapă! Ți-ai luat țeapă, Ana. Ți-ai cam luat țeapă, hopa. Oare să fie... Doamne, era un buton ascuns care... Care e codul? Drop the code. Oi, bă, facem cu cod acum, nu-mi place. Era un buton acolo care nu face nimic, vino cu aceea. Ia, bag-te aici și uite-te așa un pic. Nu face absolut nimic butonul ăla, ce părere ai de asta? Genial, îmi place că ne pune butoane fake. Dar mai bine decât niciun buton, mai bine să găsim niște butoane fake, nu? Dar eu cred că știu pe unde. A? Să fie... Oh my god, Ana! Ah, nu pot să cred ce țeapă mi-am luat, mi-a răgăit în cap.
Ești nebun. Oh! A, nu. Ok. Bana, nu. Ai găsit butonul? L-a găsit, bă! Bravo, Ana, e scorul 6-1, ești nebun. Nu pot să cred că ai găsit butonul. Chiar nu mă așteptam. Nu mă așteptam de la tine, că nu prea te-am văzut în formă astăzi. Ia mașinăria. What? Ce mai e, Ana? Explică-mi și mie ce e aici. Doamne. Zi-mi și mie ce e aici. Ce e nivelul acesta? Că sunt foarte, foarte confuz. Sunt puțin, nu știu ce e asta. Nici eu nu știu ce e asta, sincer. Îți zic sincer că nu știu ce e asta. Fraților, apare nu merge hack-ul aici. Apare nu merge pe harta asta, dar nu înțeleg. Nu înțeleg de ce. Bana, ce naiba e harta asta? Că nu înțeleg nimic din ea. Asta e întrebarea mea. Ce e harta asta? Ne vedem unul cu altul. Mamă, ce hartă urâtă, nu-mi place. Ție îți place harta asta? Că mie nu-mi place. Nu-mi place deloc. Ce mă, ăsta, parcur oare? Trebuie să facem parcur? Ia stai. Hai, hai la parcur. Ia uite, bă. Dă-te, bă, că mai împins de aici. Nu o să mă opriți niciodată. Mama, Ana. Ia uite ce face parcur. Ok. Oh, ăsta era butonul, mă? You wasted your time. Am făcut degeaba parcurul, Ana. Stai liniștită. Păi ce, mă, nivelul ăsta? Că nu înțeleg, sincer. Sunt foarte, foarte confuz. Ana s-a apucat să deschidă ăștia pe aici. Hai că până ne deschide Ana, îmbătrânim. Bana, nu știu unde poate să fie butonul, dar mie nu-mi place nivelul ăsta absolut deloc. S-a mai zis asta? Dacă dau back to lobby, nu se întâmplă nimic, doar ne dă înapoi în lobby, nu? Doamne, păi și mă, nivelul ăsta, că mie nu-mi place. Nu știu, parcă nu pot să găsesc butonul pe nivelul ăsta. E cam ciudățel așa, nu știu. Parkour is not the answer, deci nu trebuie să facem parkour, Ana. Măcar știm că oricum nu l-am făcut, lol. Pe aici nu e niciun buton, pe sub ăștia. Mamă, bun hint. Uite, hopa. Nu, că aici mai fost noi pe sub asta. Am mai fost aici. E pe unde am intrat pe acolo. Hopa. Să fie oare... Na, n-ai cum. Pe aici. Nu, Ana, deci eu cred că e aici, în gaura de hamster. Deci altundeva eu nu știu unde poate să fie. Sincer. Nu știu unde poate fi. Eu zic că aici este. Doamne. Dar eu zic, eu cred că și dacă aveai hack, Ana, și nu găsei pe harta asta, că e prea întortocheată. Ia! Hopa! Poate fi aici? L-am găsit. Era după un banner, Ana. Logică era după un banner, lol. Era foarte, foarte logic. Cât e scorul, Ana? Poți să ne amintești cât e scorul, te rog frumos? Cât este scorul? Spune-mi tu că eu nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Există hack de butoane? Nu hack de butoane. Am zis și eu așa. Nici nu știu dacă există hack de butoane. Adică... Cum ar fi the red one? Nu mai pune întrebări, Ana, și haideți să găsim acest buton. Hai să facem decisiv, Ana. Nu-mi pasă că trișezi oricum. Facem decisiva pe runda asta. Te las să-ți dau o șansă să câștigi totul. Dacă găsești următorul buton, Ana. Ce părere ai? Vrei să facem așa sau cum vrei să facem? Nu știu dacă ai tu vreo șansă să găsești următorul buton. Că am o impresie că nu poți să-l găsești, gen. Dar poate o să-l găsești. Cine știe? Nu știm. Dar, na, poate-l găsesc eu, poate-l găsești tu, adică nu o să aflăm niciodată cine îl găsește. Tu, de cât timp scorul? Ai hack? N-am hack. N-am hack. Cum adică să am hack? Uite, mai facem o rundă. Cine câștigă pe aia, câștigă. Te las și câștigi tu dacă găsești butonul ăsta, bine? N-am văzut pe net. Cum pot să văd pe net? Hai, pune următoarea rundă și dacă tu găsești următoarea rundă butonul, tu ai câștigat tot și nu mai zic nimic. Da? N-am căutat pe net. Nici n-am avut când să mă uit pe net. Chiar n-am avut când. Hai, stronghold. Hai, touch. Mamă, direct, ia uite ce a apăsat Ana mea. Ana mea i-a dat direct. Da, unde poate să fie butonul ăla, Ana? Deci dacă tu găsești acum, găsești tot. Ai găsit toate butoanele. Dacă tu mi-ai găsit acum, zic că tu ai câștigat și gata. Mă declar bătut oficial. Dar unde poate să fie butonul ăla?
Eu zic că trebuie să mai plimbi Ana pentru buton, dar nu știu sigur. Sau poate nu trebuie să te mai plimbi. Mă, dar ce-i pe cap? De ce-i capul așa mare și diferit? Doamne, ce aveam, mă, boi? Doamne, ferește, ce cap am. Ok. Da, pe aici vreun buton, pe aici. Nu simt niciun buton, Ana, pe în zona mea. Nu știu, tu ai găsit vreun buton pe la tine, pe acolo? Da? Care, mă, că tu ești aici la mine? Ce ai găsit tu? Că n-ai găsit nimic. Da. Da, cred că trebuie să mă duc sus totuși. Mă, ce se plimbă Ana pe aici, n-are nicio treabă. Ok. Ce faci, mă, Ana, aici? Ăsta e locul meu de căutat butoane. De ce vii la locul meu? Da, unde scrie? Păi am spus eu, nu trebuie să scrie nicăieri. Stai liștinită, că nu trebuie să scrie nicăieri. Dar nu știu unde poate fi butonul, sincer, nu prea simt butonul să fie pe undeva pe aici. Lasă-mă. Eu te las, Ana, nu te las eu în pace. Nu trișez. N-am cum să trișez la jocul ăsta, pentru că sunt deja mult prea bun cât să trișez. De ce aș mai trișa? Ulu. Ce te uși, bă, pe ăsta? Sunt prea bun să mai trișez la jocul ăsta, ok? Că te-am bătut? Hai că m-ai bătut. Păi m-ai bătut la 3-4, dar eu cât ți-am dat? 7-1? 8-1? Nu știu cât e scorul deja. Dar butonul ăsta pare mai greu de găsit, sincer să fiu. Poate îl găsești tu prima, totuși. Dacă îl găsești tu prima, ai fi cea mai tare din parcarea, Ana. Ai fi cea mai șmecheră din casa ta. Faci tu ceva să câștigi? Nu fac, bă, nimic. Ce să fac? N-am ce face cu viața mea sau ce? Ce vrei să spui? Deci, fără mișto, Ana, eu filmez acum pentru YouTube. Cum aș putea eu să trișez? Dacă tu îmi spui, eu nu mai zic nimic. Dar eu nu cred că am cum să trișez. Poți să verifici filmarea. Ai căutat înainte. Nope. Și cum țineam minte unde sunt toate butoanele? Și de ce mă plimbam așa să caut totul dacă mă uitam dinainte? Totuși. Dar uite, butonul ăsta este destul de greu de găsit. Ai avut vreun noroc, Ana, să găsești ceva până acum? Că eu mă simt mai norocos dintr-o dată. Nu? Eu am o presimțire că... Opa! Dacă nu te gândiți să te arunci în lavă, Ana, ce părere ai? M-am gândit eu că trebuie să fie, nu știu, m-am gândit că, bă, din toate locurile, eu l-aș fi pus acolo în lavă. Deci, cât e scorul de final? Nu mai joc? Păi, nu trișez, Ana. Aia e, te-am bătut corect. Deci, fraților, ați văzut că am bătut-o corect pe Ana. Ana, poți să verifici videoclipul și o să te convingi de una singură că totul a fost legit, că m-am jucat în tot timpul și că totul a fost, o să văd. Ok, hai să lăsăm vrăjeala, ok. Ana, te-am cam trollat clipul ăsta. Normal că am trișat, cum n-ai să găsiți toate butoanele non-stop? M-am mirat că l-ai găsit pe la 1. Am trișat, ok, îmi pare rău, Ana, uite, te las să mă omor cu sabia asta pe care am luat-o la un nivel random. Știi că sunt mai bună ca tine, bă, am făcut și eu așa un troll, să văd dacă te-ai prins, dar nu te-ai... Bine, te-ai prins, dar gen, nu contează. O să consider că nu te-ai prins pentru că am fost destul de convingător că nu am hack. Dar, bă, trebuie să zic o chestie, Ana. Ok, stai așa un pic. Îmi pare rău, unul la mână, îmi pare rău. A fost pentru content, ca lumea să vadă și să râdă și să zică ha, ce amuzant. Și doi, a mai fost pentru că, bă, a fost, deci ascultă-mă, chiar a fost greu și cu hack să mă joc. Îți jur că la unele nivele chiar era super, super greu. Deci dacă te uiți pe clip o să vezi că chiar era, pentru că e slab. Bă, Ana, nu te mai oftica că te-am bătut acum cu hack sau fără, știi că sunt mai bun decât tine. Și eu a fost burgerul vostru preferat și ea a fost Ana Banana. Ne auzim și noi, cred că data viitoare, dacă nu mai plânge Ana. Și o să ne jucăm poate mai corect de data viitoare. V-am pupat și ne auzim și noi data viitoare. Zici tu ceva, Ana, de final? Nu am avut nevoie de trișat să câștig. Și tu acum. Nu te mai oftica că am câștigat cu 100 la 1. Da. Pa, pa.
Fraților, astăzi o să-i facem un prank foarte, foarte mișto Anei. Suntem aici pe o mapă de Find the Button și o să o chem pe Ana să facem un 1 versus 1. O să-i spun că facem și pe puțin bănuți și dacă câștigă o să-i dau 100 de lei. Dar ea nu știe că noi vom folosi hack și că o să pot să văd destul de ușor butoanele. Adică ceva de genul o să văd eu. Adică gândiți-vă cât de ușor văd toate butoanele prin pereți și așa. Și pot să văd și pe comment blocuri dacă e ceva. Adică o să găsesc foarte ușor butoanele. Vreau să o enervez să le găsesc pe toate. Să vedem cum o să reacționeze, dacă o să se prindă sau nu. Nu uitați, pe primul link din descriere avem și mărciul lucaluc.ro, cele mai șmechere tricouri, șepci, căni, de toate avem, avem absolut tot ce vreți. O să scoatem și niște chestii noi în curând, dar nu vă spun încă despre ce e vorba. Haideți să o chemăm pe Ana aici și să-i povestim despre ce e vorba, fără să-i spunem că o să folosim hack normal. Ana, ești pregătită să-ți iei răzbunarea, să te răzbun pe mine la Find the Button, pentru că data trecută te-am bătut rău, rău de tot și ai spus să vezi ce câștig, ai spus că erai super aproape. După aia, după ce am filmat, ai zis tu că lasă, că data viitoare, și am zis bine, bă, haide Ana, te mai iau o dată, jocul tău preferat, Find the Button, și fii atentă, dacă câștigi de data asta, îți dau 100 de lei de la mine, de la mine pentru tine, îți dau 100 de lei dacă câștigi, dar doar dacă câștigi 100 de lei, doar ai tăi, mamă, ție 100 de covrigi, să vezi. Haine, ții un tricou. De fapt, la fete sunt foarte ieftine. Cred că ții gen 100 de tricouri cu 100 de lei. Mă rog, deci trebuie să faci peste 5 puncte ca să mă bați, pentru că sunt 10 nivele. Am eu site-ul meu. Yay, câștig. Haide, Ana, să te văd. Deci, level 1. Unde poate să fie butonul? Atenție, ia să vedem. E ceva pe aici. Văd... nu văd nimic. Nu văd nimic pe acolo. Pe acolo să fie ceva. Nu cred că e pe acolo. Opa! Stai așa că simt ceva aici, e o energie, e o forță pe aici. L-am găsit? Cum l-ai găsit, bă, acolo? Cum adică l-ai găsit? Care e? Asta e! Păi nici nu se... Bă, cum adică? Ia, pasă-l! Merge? Păi mi-ai dat țeapă, cum să meargă ăla? Nu, stai așa că am eu ceva aici, am o presimțire că poate să fie ceva aici, dar nu știu. Deci pare genul de loc unde să fie ceva, dar... A, uite, perfect! Eram sigur, 100% sigur eram. Deci era acolo, mă rog, era la început, la patul ăla, acolo, nu știu că... Ia, ce mai aici? Bana, noi ne batem pe butoanele astea aici. Ce, e ceva acolo? Uite, ia, butonul, bă! Și ce, merge? Nu merge, e țeapă ăla, Ana. E țeapa mondială ăla. Ok, hopa, stai așa că... Ia, să fie ceva aici. Hopa, stai așa că văd... Văd că se întâmplă ceva aici. Bă, dar ce e ăsta de nu... Nu? Nu e acolo? Am văzut ceva acolo, dar nu știu ce se întâmplă. Ha, opa! A reușit, l-am apăsat! Easy! Era acolo undeva pe tavan la început. Păi eram la un buton, ce e asta? Păi sunt mai multe butoane, bă, dar sunt false, gen. Asta nu înțelegi tu. Asta nu... Ia! Am mai găsit, Ana, un buton și iară nu merge. Vezi, Ana, nu merg toate butoanele. Ok? Băi, fraților, m-am pus pe mut acum pe Discord. Ana, din păcate, deja a pierdut două ture și văd că nu suspectează nimic. Gata, scuze, nu știu. Nu se mai auzea Discord-ul, habar n-am. Nu te aud? Acum am auza. Nu știu, bă, de ce nu te auzeam. Să fie buton. Unde poate să fie butonul ăsta, Ana, pe aici? Prin lavă, pe aici? Stai așa să mă gândesc, bă. Bă, nu știu ce să zic, Ana. Nu știu, sau... E ceva, ia, bă, dă-te, bă, de aici, pleacă de aici, că am găsit, opa, nu e asta, nu e, bă, ăsta, nu pot să cred, opa, mi-a luat țeapă și eu, mă, ce-s astea, poți să faci parkour pe aici? Lol, fac parkour, Ana, gen, ok, bine, stai așa să mă gândesc dacă aș fi, opa, stai că am văzut ceva, ia, bă, ia să vedem și ăsta, mamă, l-am găsit și Nina, trebuie să-mi folosesc hack-ul, lol, ce hack, glumesc cu tine, Ana, ce ai? Tu, am de ce să folosești? Am zis și așa, ce ai? Mai spune? O, bă, că glumeam și eu cu tine. Cât e scorul? 3-0? Te oftici acum? Hai, zic că am hack. Hai, oftică-te, că știu că te oftici. Că tu așa faci. L-am găsit, ce? Adică, lasă să vedem.
Să vezi că o să te bat, eu ți-am spus, vezi că dacă fac peste 5 sunt 10 nivele, dacă fac peste 5 eu am câștigat practic. Deci eu am făcut o pauză mică și Ana deja a găsit butonul, ești nebun? Deci Ana, ești tu un punct, e 3-1 pentru tine, nu știu cum a făcut, dar a găsit și ea un buton, bă, păi stai că acum, hai să te văd, revin în joc, bine mă, bine Ana, hai să te văd, unde crezi tu că este butonul? Tu te uiți pe acolo... Nu știu ce să spun de butonul ăla. Opa, să fie pe aici ceva, Ana, oare? Oare să fie ce? Ia, opa, nebeleaua, cât e scorul, Ana? Cât e scorul? Deci ce nivel e? Ăsta e nivelul 6, dar cum le găsești direct? E, păi, stai mă, e nivelul 6, deci eu am, stai așa, am 4 puncte și tu ai 1. Ah, ok, nu-mi dădea la calcul. Deci ai un punct și eu am 4, Ana, mai am puțin și câștig. Nu e corect. Păi de ce nu e corect? Că te bat. Oh my god, pierde iar la jocul ei preferat. Și pierde și banii, că-ți dau bani și nu vrei să câștigi. Ok, Ana, stai așa să văd. Dacă aș fi un buton în junglă, gen, de ce le găsești mereu din prima? Păi am o presimțire, așa, simt și eu ceva. Ce vrei? Unde-aș fi eu dacă aș fi un buton, oare? Da, mereu? Păi mereu dacă sunt bun la joc, ce vrei? Să ai presimțire? Păi am presimțire, am... Știu unde le ascund ăștia, gen. Că știu eu mai bine. Bă, Ana, n-o să mă crezi dacă zic că l-am găsit și unde e. Bă, Ana, e fix pe dita mai copacul ăsta. Tu știi ce parcurs a trebuit să fac să ajung la el? Deci, uite, Doamne ferește, unde l-am... Da, l-am găsit! Doamne ferește, ba da, Ana, uite, hai, dacă ajungi aici, te las pe tine să iei punctul ăsta, hai. Dar trebuie să te grăbești, hai, repede, vino încoace că îți las iei punctul ăsta, deci pe bune. Dacă tu apeși pe butonul ăsta acum în următoarele 10 secunde, te las pe tine, hai, 10, 9, cum ajung? Păi trebuie să faci parcurs, hai, repede, grăbește-te, hai, 7, 6, pleacă butonul, Ana, și iau punctul numărul 5 și la 6 câștig, hai, repede. Hai că am butonul în față, pot să-l miros. Așa, așa, bravo, 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 vino. 3, 2, ești foarte nesimțit. Cum l-ai găsit? Adică cum l-am găsit? L-am găsit. Ana, deci eu nu mai joc. Cum să nu mai joci? Deci am 5 puncte și tu ai un singur punct. Faci mișto de mine. Deci nu am... Cum adică să nu am cum, Ana? Uite un buton chiar aici, glumeam, nu e asta. Să nu găsesc eu nimic și tu să găsești tot. Păi ai mai găsit și tu unul. Cum adică n-ai găsit? Cu ce să trișez? Că ai zis ceva de hack, am zis la mișto de hack, Ana, pentru că știi că înainte mai jucam așa ca să te enervezi, dar unde mă crezi în 2001 să mai folosesc hack-uri? Eu mă joc la distracție aici și ca să-ți arăt că sunt mai bun ca tine. Eu cred că tu trișezi, nu trișez cu absolut nimic, Ana, e clar? Hai, bă, Ana, las-o așa că eu nu trișez cu absolut nimic, pe bune. Chiar exagerez și te oftici aiurea acum, deci în secunda asta chiar te oftici complet aiurea pentru că mă joc mai bine decât tine, practic. Adică de-aia, bă, ajutor, ce faci, mă, Ana, cu cine te bați acolo? Mă bate ursul, bate-te cu ursul acolo, stai așa că eu cred că e ceva pe aici, oare? Să fie pe aici, Ana, ceva? Tu ce crezi? Crezi că e ceva pe aici? Pare un loc unde să fie ceva! Ana, pare un loc unde cred că am câștigat 6 puncte la 1. La 1, Ana. Wow, rele. Eu nu mă mai joc cu tine, ești chiar foarte... Cu ce sunt foarte rău? Băi, deci efectiv am câștigat. Joci cu hack? Cum adică nu... Băi, cum adică joc cu hack? Băi. Nici măcar nu știu cum se instalează hack-ul ăla, că l-am avut instalat și l-am dezinstalat și acum nu mai știu cum să-l iau înapoi. Eu nu am hack, că e greu să instalez hack-uri, ok? Dacă-l găsești și pe ăsta, eu nu mai joc cu tine. Hai, bana, pe bune, să-l găsești și pe ăsta. Mă, dar aici cred că e ceva mai ciudat, cred, sau nu știu. Niciodată ești un trișor? Cu ce sunt, bă, un trișor? Cum adică sunt un trișor? Dar nu înțeleg cum ar trebui să luăm ăsta. Adică nu știu unde ar trebui să fie. Lasă că știu, am auzit de tine, trișorule, mereu ai trișat. Hai, bă, Ana, las-o așa. Am înțeles că nu știi să te joci. Nu se ia nimeni de tine că nu știi să te joci. Dar nu mă mai face pe mine trișor, că te bat. Tu nu știi, ești slab rău la jocul ăsta. Păi și cum sunt slab dacă eu am 6 și tu ai 1?
Cum e posibil? Sau cât am? 7? 6? 7? 6 am. Ai mai jucat harta? N-am mai jucat harta. Uite, open meme, zice asta. Ia uite bana. Stai că am găsit ceva și tu n-ai găsit. Ai hack ceva? Știi deja unde sunt butoanele? E, păi nu pot să zic. Pleacă de aici! Stai așa că am văzut eu o chestie, ceva pe aici. Dar nu sunt sigur dacă, bă, ăsta să fie oare? Ăsta să... Nu merge! Nu! Bana, eu am găsit ceva aici și s-ar putea să fie ăsta butonul, dar nu sunt sigur. Stai așa, venim așa frumos. Vezi că trebuie să știi să zbori, gen, ca să apeși pe butonul ăsta. Nu știu cum să zic, Ana. Și... A, n-am putut! Bă! Nu cred! E butonul aici! A! Stai, stai! Bă, nu pot să apăs pe el! Stai așa! Ok, 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 acum o să-mi iasă, acum o să-mi iasă. Ana, nici nu știu unde e butonul. Este! Bă, 7 la 1, bă, Ana. 7 la 1. Ești un trișor. Nu aveai cum să-l vezi. Bă, da, l-am văzut. Era întuneric? Nu era întuneric. Era foarte... Bine, era puțin întuneric, dar eu îl vedeam, gen. Bă, da. Cum, bă, bă, da? Hai, bă, Ana, la... 7-1 la jocul tău preferat, pe bune. Mi-e milă de tine, Ana, că nu știi să te joci. Eu nu mă mai joc, merg după tine. Păi de ce să mergi? Ca să ce? Să faci? Vii după mine și dacă îl găsesc, tu te-l găsesc primul, na. Ce te aștept dacă vii după mine? Ia uite, l-am găsit, hopa. Hai că l-am găsit. Ce ai, mă, Ana, credeai tu ceva acolo. Ok, unde poate să fie ăsta? Bă, gen, știi că nu așa se joacă unul versus unul. Tu trebuie să te duci într-o parte și eu într-o parte. Gen, adică nu trebuie să vii după mine. Alo, alo, alo. Hai, du-te caută singură, că eu mă duc și îmi caut de capul meu. Tu ce vii după mine? De ce vii după mine, a? Ce rezolv dacă vin? Că vreau. Păi și ce rezolv dacă vii după mine, a? Ce uite? Lasă-o, paci, uite asta. Asta, basta, vorba aia. Bine, oara, bine. Ia să vedem, e ceva pe aici dacă fac acest parcurs pe care Ana nu poate să-l facă? Oare voi găsi ceva aici? Ia uite-o, Pana, ce se... O chinuie talentul, Pana. De ce nu pot să dau? Pleacă de aici. Oh my god. Nu, așa, bun. Sunt parkour master, am căzut și eu. Tu clar știi că e butonul aici și nu vrei să ajung eu? Eu nu vreau să vii după mine. Ce treabă are butonul că e aici sau nu e aici? Nu știu dacă e aici, vreau să văd dacă e aici. Bine, hai să ne mai împingem, hai să ne mai împingem. Gata, cine face parkourul face și gata. Uite, eu nu te împing pe tine, tu nu mă... A, da, bine. Bine, Ana. A, na, uite, vezi cum e karma? Vezi cum e karma? Asta e, n-ai ce să faci. Pleacă de aici. La, nu pot să se... Bine, mă, du-te tu, că oricum nu e aici. Adică nu cred că e aici, dar du-te tu. Irosește-ți tot timpul aici, că eu nu mai stau. Ok, lasă că o să piști tu, o să piști tu la un moment dat. Lasă că... Ia uite-o, ia uite-o, Pana. Bă, pleacă-mă de aici. Stai acolo, lasă-mă, pleacă. De ce să plec? Unde să plec? Lasă-mă să fac asta, că vreau să fac asta. Lasă-mă pe mine. Păi eu am venit primul aici, tu ai venit după mine. Cum adică să te las pe tine? De ce să te las pe tine? A, de ce? Zi de ce? Nu vreau să te las pe tine, că eu am venit primul. Mă duc să mă uit aici, tu du-te în altă parte, că poți. Că aici e butonul, păi de unde știi? Ai folosit hack-uri? Ai hack-uri cumva și vezi că unde e butonul? Ala trișează, e trișoare și nici nu câștigă cu hack. Nu pot să cred, nu pot să cred. E trișoare. Hai, pleacă de aici să fac parkourul. Miom, tu ești? Hai să te vă vină după mine dacă ești vecheră, hai. Dar nu mă mai împinge, măcar fă parcurul. Hai, primul care îl face fără să ne împingem. Dar eu eram primul la coadă, așa că tu stai ultima și vii după mine. Mulțumesc. Stai așa, hai, fă tu săritura. Și după aia o fac și eu. Și după aia o faci și tu. Ai dat-o mine, e, atunci ia de aici. Hai, mai fă săritura că tu trebuie să faci. Hai. Uite ofticoasa, ce ofticoasa e. Oh my god, am mai căzut și pe jos. Hai, Mana, ce faci? Nu pot să cred cum ai ajuns la mine. Eram la 100 de blocuri. Wow. Nu pot să... Bine, mă, hai, du-te tu prima. Hai, am stat aici tot clipul. Bine, gata, nu mai dat, că nici eu n-am mai dat. Ok, stai așa. Ok, hai, primul care cade de la natura lui, că nu știe să se joace, ăla o să piardă dacă aici e butonul. Dar nu mai dat mine, că nici eu n-am dat în tine. A, ce faci? Păi ce fac? Sunt aici. Ce faci? Ha, ha, ha. Adică, cum adică? Hai, sari.
Păi sar, uite, a, că sunt în cap. Hai sar, slăbuț. E, bine mă, hai să ne treceți, vei care ajunge primul. Ana, se pare că am făcut primul parcurs, nu știu de tine, dar nu e niciun buton aici, ne-am luat țeapă. Deci efectiv nu e absolut nimic aici. Minți? Bă, nu e absolut nimic aici, 100%. Bă, am câștigat ultimul nivel. Ăsta e ultimul nivel, Ana, trebuie să nimerim butonul. Hai, care nimerește butonul? Nu o să știm niciodată care nimerește dintre noi doi. Iar uite ce ziceam, mai hack, nu mai joc. Păi de ce? Că am vrut să fac parcurul ăla, că acolo părea să fie... Era cel mai logic că e acolo și tu te-ai luat după mine. Ia uite, am și câștigat. Hai, Ana, hai, hai. Bă, lasă-mă pace, nu mai da bine. S-a ofticat Ana, bă, pe mine. Uită-te și tu, Ana, ne-a băgat aici, în asta, nu mai văd nimic. Pleacă că ești tu hacker 100%. Hai, bă, ce se întâmplă, bă, unde ne-au adus ăștia aici la final? Alo, alo, a, gata, ne-a adus înapoi în lobby aici. Nu te văd și oricum. Bă, Ana, te-am cam bătut cât? 9 la 1, ceva de genul. Cred că 9 la 1, 8 la 1, nu știu, că ăsta ultimul nu știu că s-a pus. Nici nu mă uit la tine. Bă, Ana, trebuie să zic un adevăr foarte, foarte trist. Ana, adevărul este că nu, că am mai jucat harta, am avut hack de X-ray tot jocul și vedeam prin pereți butoanele. Da, deci îmi pare rău că eu când am zis că trișez ești foarte nesimțit. Hai bă, am făcut și eu mișto un pic, așa ca să mai râd abonații. Pentru abonații am făcut-o. Ai fost foarte rău. Pentru asta îmi dai 200 de lei. Mamă, fraților, cred că dacă îi dau 200 de lei Anei, cred că nu mai am bani să plătesc factura la PC. Aie, 300 și mărci, tot mărciu. A, da bă, tu ești om de afacere. Apropo de mărci, fraților, primul link în descriere pentru cei mai șmecheri mărci. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac clipurile de genul ăsta, cum o trolez eu pe Ana aici și ne jucăm împreună și ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!